Respectiv, asta ar fi un timp bun pentru... Dar când era fight-ul? Da. Da, asta e un timp în care noi trăim. It's fucked up. Dar când era... Ce înseamnă democrație? It's fucked up. Dacă Platon ar argumenta, oamenii ăștia care, mă rog, au devenit iluminați, au aflat ceva despre realitate, datoria lor e să întoarcă în peșteri și să-i înștiințeze pe ceilalți. Dar în același timp el a admis că majoritatea oamenilor care sunt prizonierat încă ei o să rejecteze acel om, știi, să-i spune că, băi, ești nebunat cu oriceva. Și clar că el se referea cumva implicit la Socrate, care a fost omorât pentru că îi provoca pe oameni să se gândească asupra realității. Și asta e argumentul. Deci noi toți cumva trăim într-o peșteră în care noi opinionăm, noi credem niște realități. Plecat. Oi, Dima, oi. Da. Dacă ai luat un microfon în noi. Și? Da, nu uita. În primul și în primul rând am luat poliță pentru cărți noi. Asta înseamnă că la episodul 2 venim cu mult mai multe cunoștințe decât am fost în primul episod. Tipa, noi citim. Da. Deci mă dai de important, important lumea să nu observe denumirile și titlurile cărților când toate sunt citibile. Nu te poziționează ca intelectual. De exemplu, cu tot respect pentru oamenii care citesc pe Deepak Chopra, dar... Știi cum? Noi suntem democrați. Avem atitudine democratică față de oameni și acceptăm toate părerile. Dar de ce ai început tu cu democrație să vorbești? Dar oare de ce? Democrat. Trebuie să explicăm... Inscripția de acolo sau... Ok, Dima, o întrebare foarte generală. Ce înseamnă democrație? Asta e parcă mă sunt ca în primul an la universitate. Ce înseamnă când democrație? Acum răspunde pe loc. Eu doar am făcut științe politice și asta era în primul... Pare că nu mai țin minte care curs. Asta era tot pentru primele întrebări. În care? Care este rolul democrației? Da, nu, eu de obicei și facem. Eu mă pregăteam să răspund și așteptam până ridic cineva primul mână și răspunde la întrebare. Și... am scăpat. Și că imaginează să ești... Nu, dacă serios să vorbim o temă, ce înseamnă democrație pentru mine? Asta înseamnă că noi avem dreptul să alegem oamenii care pe noi să ne reprezinte. Deși asta înseamnă democrație reprezentativă. Și ce înseamnă că eu m-am sunat mai departe decât m-ai întrebat. Dar democrația în sine, asta e puterea poporului. Nu, da, democratus. Da. Demo popor, kratos conduce. Din greacă. Da. Da, ca esență asta e, dar știi cum, definiția ei cumva s-a schimbat în parcursul istoriei. Iei... În ce sens? Nu, să iei democrația grecilor comparativ cu democrația liberală care s-a născut odată cu cam Revoluția franceză încoace. Ei bine, vezi că poți folosește o scuză de asta simplistă în care democrația directă e imposibil de replicat în timpurile noastre în cauza numărului exagerat de mare a oamenilor și inexistența unor platforme clare în care puteți să ai townhouse, să știi, în care toți votează asupra anumitor legi care se adoptă în stat. Păi, deși teoretic, noi dacă vorbim acum în anul 2020, parcă nu mai pare atât de utopică ideea asta, indiferent de cât de mulți oameni ai, dacă avem tehnologie care teoretic ar putea să ne aducă... Care idee anume? Că noi putem fi, noi avem pragul ăsta tehnologic care pe noi ne-ar ajuta să ne exprimăm votul asupra la practic să avem referendumuri săptămânale sau ceva genul ăsta. Noi desigur că ai auzit așa. La... Bine? Poftim? Referendumuri săptămânale, crezi că s-ar fi bine? Asta oricum cred că la un moment dat e destul de greu de realizat pentru că trebuie să ai un masă suficientă de oameni care să fie cointeresați în subiect, să fie informați. Da, noi deja am discutat data trecută despre misinformarea sau dezinformarea care apare pe social media și tot așa mai departe. Ei, cum am discutat așa, numai pe deasupra. Da, dar asta ar fi o chestie. Doi de la mână, în primul rând, noi iar privim o leacă elitist din perspectiva
unui stat unde o mare parte din oameni au internet, telefoane și tehnologii performante, dar când ne referim de alte state, e destul de greu. Respectiv, iar nu neapărat trebuie privit asta uniform, trebuie de gândit probabil case by case. Și dacă ar fi, de exemplu, state mici gen Estonia, știi, care e una dintre cele mai dezvoltate țări din punct de vedere a implementării tehnologiei în viața de zi cu zi. Da, la industria IT în general e cea mai dezvoltată, da. Cu ID-urilor electronice și tot așa mai departe. Asta ar fi un caz interesant. Dar, da, altfel, nu știu cum ar fi posibil de văzut asta ca un experiment la scară largă. Pentru că, uite, tot vorbim de democrație. Noi acum am ajuns la momentul, cel puțin în timpul pandemiei și în anumite țări, cum e Canada, unde un concept tot este utopic, cum ar fi Universal Basic Income, uh-huh, într-o formă sau altă a fost aplicat. Și... Da, dar el e aplicat acum din necesitate. Din necesitate. Nu, dar vezi că asta și ideea, că lumea mult gândește. Ok, acum în sfârșit noi vedem o situație practică în care noi putem să folosim UBI-ul și să vedem... Să-l testăm. Cumva. Să-l testăm. Pentru că el și în Canada a fost ca un proiect pilot, da, câțiva ani în urmă făcut, dar... În niște orășele, da? Da, dar el nu a fost atât de... Nu a avut rezultate fascinante. În Finlanda, de exemplu, a fost alte rezultate. Și că asta e problema, pentru că e greu să... În general să aplici concepturile de genul ăsta uniform. Ele tare mult depind de populații, de țară în sine, de cultură, pentru că fiecare țară are și oamenii au felul lor de a trece peste problemele colective. Specific color și istoria lor, da. Da. Știu că cea mai mare critică la UBI, la Universal Basic Income, e destul de evident că oamenii nu vor avea în bolt să lucreze ori să contribuie cu ceva la comunitate, la stat, știi? Ei vor lenevi într-un fel, știi? Eu pot acum să vorbesc într-un fel din prima sursă, pentru că eu sunt beneficiar de ceva factor, timp. Trebuie să admiți că e un factor. Păi de asta și vrem să spun. Vrem să spun că există un fel de relief de presiune, știi? Că tu nu trebuie că acum să-ți găsești ceva neapărat, orice prim ar fi. Și ești, pentru că tu ai nevoie să plătești cheltuielile de zi cu zi. Dar în același timp, că eu mă gândesc, bine, noi încă n-am ajuns nicăieri cu podcastul ăsta, dar probabil dacă eu nu aș fi avut libertatea... Cum am ajuns nicăieri, deja am făcut upgrade la... Da, avem microfoane noi și o lampă de la Dolarama. Dolarama, pentru cei care nu cunosc, ăsta e un magazin în care totul la un moment dat costa un dolar, dar din păcate inflația a ajuns și în Canada, unde lucrurile care teoretic trebuie să coste un dolar, costă 3-4. Dolarama and a half. Nu, e trilorama. And a half. Trilorama. Și de Halloween, sfitat în tematică de thriller. Da. În genere, Halloween chestii de Halloween trebuie să vândă anul împrejur. Cel puțin în anul ăsta, da. Anul ăsta e atât de twisted și twisted horror. Că n-ar fi o idee să facem un Halloween anul împrejur. Da. De unde s-a mai testat UBI? În Finlanda au fost câteva locații. În Elveția, dacă nu greșesc. Și, iară, cu diferite rezultate. Din cât eu țin minte, exemplu din Finlanda a fost mai mult pozitiv. Pentru că doar care idee la UBI în sine? Să nu-i să dai atât de mulți bani încât să fii suficient să trăiești dintr-un și să te simți confortabil. Ideea e să fiecare cetățean să primească o sumă care ar fi suficient pentru acoperirea cheltuielilor de absolut de bază, da? Uh-huh. Dar cheltuielile este de bază nu ar fi adică suficient încât să trăiești o viață de asta fulfilled, știi? Care printre majorele critici care s-a dus UBI-ului, asta e ce se întâmplă cu clasele astea care sunt protejate de stat, da? Adică serviciile sociale, ce se întâmplă cu ele, pentru că ele sunt doar mult mai bine, serviciile sociale în general ele sunt mai bine structurate, pentru că în dependență de dacă e dizabilitate, dacă e homelessness, adică oamenii fără de post, în dependență de necesitate, banii se îndreaptă teoretic mai bine și sunt mai bine gestionați. Cu UBI-ul, tu practic dai la toți o sumă de bani și tu nu iei în considerație necesitățile. Da. Și după asta mai apare iar critică cea mai mare, de exemplu, din partea oamenilor care nu o duc atât de bine și spun, dar ce se întâmplă cu oamenii bogați? Tot o să le dai 1200 sau cât ar fi suma de dolari. Pentru că teoretic poți să spui că lor nu le trebuiește, dar asta deja noi ne ducem la democrație, că dacă totuși suntem un stat democrat, înseamnă că toți trebuie să primească, pentru că toți contribui la taxă.
nu cel puțin oficial, teoretic, toți contribuie la taxe. De asta este o problemă destul de... Pe lângă faptul că economic e dificil de implementat, iar eu nu sunt economist și mi-ar trebui ceva mai mult timp să analizez situația încât să aduc toate argumentele economice, dar și din punct de vedere social și uman, asta tot nu e și etic în principiu, asta nu e o problemă atât de ușoară, că vorbim de probleme etice. Acum ajungem cu vaccinul, că în sfârșit primele cazuri de vaccinare, sperăm că asta o să fie de bine. Pfizer sau care companie? Îmi pare că da, Pfizer. Mm-hmm. Da. Și Canada e pentru țările care au achiziționat cele multe vaccine, îmi pare că 100 ceva de milioane, chiar dacă noi avem o populație... Da. Știu că Marea Britanie au achiziționat 100 de milioane. Da, și noi tot vreo 100, dar noi suntem 37 de milioane. Da, apropo, pentru raportul populației asta e mult. Dar asta e ideea, că noi vorbeam, de fapt eu asta am auzit într-un podcast de al lui Joe Rogan, care vorbea cu un profesor în epidemiologie, îmi pare că, de la Yale, și el spunea că, uite, o să ajungă la partea asta, la problema asta etică, care o să fie rândul în care se dă vaccinul. Pentru că, ok, primii ar trebui să fie oamenii care o primi placebo. Nu, primii care o primi placebo, adică oamenii care de bună voie și nesliți de nimeni s-au dus să-și facă vaccinul și care nu primi vaccin, dar primi placebo, teoretic ar trebui să fie primii care beneficiază. După asta, evident că oamenii din prima linie, medicii, polițiștii, oamenii care trebuie să fie, adică fără ei nu are loc, societatea nu poate funcționa, poliție și tot așa mai departe. Mm-hmm. Bine, nu toți ar spune că poliția e necesară, dar da. Eu cred că oamenii cei trăiesc, da, care spun asta, trăiesc în a dreamland, da. Ai nevoie de poliție. Și ai nevoie de reforme în cazul Americii, da, știi. Și acum ajunge la a treia grupă. Cui îi dăm primii, pentru că lumea spune că ar trebui să dăm celor mai vulnerabili, da? Oamenii în vârstă, oamenii cu dizabilități și cu boli cronice care sunt factori de risc pentru a cauza probleme mai serioase din cauza COVID-ului. Dar ideea care că o mare parte din ei, de exemplu, chiar și oamenii mai în vârstă, îi doresc într-un fel sau alt izolați, știi, trăiesc în residential care și în locuri cât de cât mai segregate. Iar asta nu e aplicabil peste tot, pentru că la noi, Moldova, noi avem oameni în vârstă care au nevoie să lucreze și până la 70-80 de ani lucrează. Dacă ajung la 80 de ani, ei în continuare unde ei lucrează. Dar chestia care că, totuși, din punct de vedere practic, ar fi mai bine, sau cel puțin așa se consideră, ar fi mai bine să investim în vaccinarea populației care muncește, adică toți oamenii care au vârstă de muncă, ar fi mai bine să fie vaccinați, pentru că, de fapt, ei, în mare parte, și sunt oamenii care adică răspândesc mai mult virusul. Da. Makes sense. Și facem atunci cu însuși scepticism în față de vaccin, care eu cred că are loc său, clar că eu nu mă duc în conspirație, dar asta e cea mai mare problemă. Eu, de exemplu, cred că eventual voi accepta vaccinul, dar nu cred că primele variante ale vaccinului, înțelegi? Eu nu vreau să fiu podopătnei cronic, știi, șobolan de laborator din prima linie, știi? Știi care e problema? Să fiu așa în a treia linie, să văd cum alții, știi, dacă poate cineva și-a dat căneașele, zic că ok. Știi care e problema? Că eu toți oamenii care vorbesc pe tema asta, exact, fiecare spune exact același lucru. Da, asta știi cum, asta e cu chestia. Ei, nu, eu nu mă îmbolnăjesc, eu și eu. Nu că anume din îmbolnăjit. Nu, dar e mentalitatea asta că nu eu, știi? Nu, anume mentalitatea asta că mai bine alții se fac, eu nu știu care să fie efectele secundare. Asta e și un moldovenism, dar e și un îngenerie. Da, dar problema care e, cât aștepți, pentru că, ok, tu poate pe moment nu poți să ai efect secundar, dar el poate fi pe termen lung, la fel ca și COVID-ul. Noi nici acum nu știm care sunt efectele pe termen lung, pentru că în anumite cazuri se vede oameni cu cheaguri de sânge în diferite organe, înțelegi? Asta nu e atât de simplu și nu e atât de... Iar tu nu poți să privești asta ca o panacee, știi? Pragmatic vorbind, nu poți să ai studii de termen lung pentru că noi avem virusul ăsta de un an. Niciun an, știi? Da. Ok, de un an de când e oficial, dar... Da, dar studiile mai serioase au început, cred că, în vreo jumătate de an, așa aș spune. Da. Da, asta e o problemă. Da, că văzăm diferite cazuri, dar erau chiar atleți care performanți, care aveau sănătate super bună, da, și nu își pot reveni pe deplin în forma care erau. Păi, cel mai bun exemplu... Fatig și aveau obosala asta. Cel puțin pentru mine, din exemplu recent, asta e Cody Garbrandt. Cody Garbrandt, asta e un luptător din UFC, uh-huh. Și el trebuia să lupte la categoria cea mai ușoară recent. Uh-huh. Și el îmi pare că a avut COVID în septembrie sau în august
și el nici până, pentru că lupta trebuie să aibă loc la sfârșitul noiembrie, și el nu a putut nici până atunci să revină, să antreneze, pentru că el simțe oboseală fizică, dar la, pentru cei care nu știu, oamenii care, se, care luptă în UFC iau un regim de antrenament intens, incredibil. Adică intens, asta e un cuvânt tare moale spus. Da. Eu am început să urmăresc mai mult și mult UFC-ul după evenimentul dintre McGregor și Khabib. S-a fost în 2018. Îți aminte, da. A fost în asta a fost, da, și eu nu eram fan de UFC în general, dar îți aminte că văzusem, exact în perioada asta am început să urmăresc și Rogan, știi? Mm. Să ascult pe Rogan și îți aminte că el spune this is a fight you can't miss, știi? This is a must-see fight. Și eu am zis că ok, dacă... Da, îți aminte și eu m-am dus cu Valu, știi? Dacă totul mi-a spune că da, ok, dar am să mă uit. Și am rămas într-adevăr surprins în gel, tot gala ce i-am rupt. Și că după momentul ăla eu am început să urmăresc tot mai mult și mai mult. Îți aminte atmosfera din bar. Asta era incredibil. Așa, o scenă vreo 80 de bărbați, așa, deja chilițele cu secă cu bere, cel puțin, și vine fight, main fight și tăi. Nu, îmi place că tu spui bărbați, de parcă ți-ai imagina că acolo tăți ar fi, știi, o masă așa de oameni brutali, știi, cu barbă. Nu, dar nu, asta și era ideea, că eu țin că mulți de lângă mine erau cam ca mine, adică aveau de asta baby face, știi, fără păr pe față. Dar ideea, știi, că între pauză eu observam cum îi vorbesc, erau destul de liniștiți, așa, tipic canadian, exact. Știi, dacă drăguț. Dacă nu era fight-ul, sunt așa de turmă. Așa un animalism streză un bărbat. Exact, tribalismul ăsta. Rar vezi asta într-o societate în care toți suntem, știi, așa, cu minței, știi, bolea mine, mai mult sau mai puțin, știi. Dar în așa cazuri vezi, asta îmi place în UFC, știi, mai ales când de-aia ai mers, știi, să ne ducem în pub-uri, să vedem o leagă de atmosferă. Când în doi privim, mai o leacă, e diferit. Da, nu, asta e... Simțeai că animalismul este, știi, pur... Asta și același lucru ca să-l spui despre live event-uri, că eu când am văzut... Este un contrast, văd un UFC, să bie o leacă de bere, să o leacă strig la televizor și după asta să mă duc și să citesc o carte, știi? Îmi place contrastul ăsta. Eu, bine, pentru mine UFC, dacă sincer, eu am descoperit și farmecul în izolarea asta în sine, pentru că la fotbal e mai greu să asculti indicațiile, pentru că sunt 22 de oameni plus o grămăzăne de alți oameni care sunt bancă de rezerve plus antrenori. Fără tribuni, da, și în general fără spectatori. Da, e că la UFC și fain, că acolo dacă e un grup mic de oameni de care e integrat pe un spațiu foarte mic, adică tu nu poți compara octagonul din UFC cu terenul de fotbal. Și respectiv tu acolo ai doi fighteri, între cornerii lor, da, adică oamenii din antrenorii luptătorilor, și se aude practic fiecare lucru care el spune și atât de interesant să asculți indicațiile, atât de interesant să asculți cum ei în timpul fight-ul, știi, stachinează unul pe altul și spun acolo, come on, you pussy, come on, știi? Asta e tare interesant. Da, e un specific. Noi puțin ne-am abătut la tema democrație. Ei bine, asta... Cred că e ok. Asta e poate o chestie, nu știu dacă noi am menționat-o în primul podcast sau nu. Ideea în podcast nu e neapărat că există o temă de la care trebuie să ții strict după ea. Bine, atunci când ai un invitat, evident că trebuie să... vrei, nu vrei, și chiar adică... Și atunci sunt excepții. Da, eu așa aș vrea, într-o lume ideală, la noi podcasturile vor fi așa 80% la temă și vreo 20% așa, deja cu aberație, știi, într-adevăr. Da. Cred că ar stai, 80 la temă? Hmm? 80 la temă și aberații asta 20. Asta e ambițios. Înseamnă că nu trebuie să schimbăm titlul la temă și aberații cu disclaimer. Eu totuși am impresia că noi mult o să avem grijă să fie exact ca în titlu. Ca în titlu? Da, titlu? Aberații la temă. Okay. Nu la temă, aberații. Probabil. Ok. Da, democrație. Ce crezi? Este sens să analizăm articolul cel de la Economist? Da, vrei să încep? Eu am făcut câteva notițe. Da, să explicăm oamenilor care ne ascult și nu, sau ne urmăresc și nu știu. Adică noi am, la noi de fapt, topicul în sine a pornit de la articolul care a fost publicat săptămâna trecută, în ediția de săptămâna trecută a Economistului. Să explicăm poate și Economistul. Economistul e o redacție britanică. Da, unul dintre cele mai vechi din lume. Unul dintre cele mai vechi și cele mai populare din lume, probabil. Deci, un amalgam de jurnaliști care fac research cam în toată lumea, da? Sunt unii care se concentrați pe, nu știu, Europa, alții pe Middle East, alții pe Asia, alții pe Nord America. Da, practic ai menționat și Africa și Africa inclus cu Middle East-ul. Da, și în fiecare... Săptămână. În fiecare săptămână este, da? Și în fiecare săptămână e o ediție destul de mare, aș spune. Eu rare ori citesc totul, chiar totul, știi, până la urmă, că e țălat. Și politic vorbind, spectrul lor, tu spui că e mai mult să se centriști, dar cumva clasic liberal. Eu cred că, da, anume mai mult spre liberal în sens
clasică cuvântul liberal. Da, adică nu există... They lean on the left, știi? Evident, ei au anumit bias, dar, cum am mai spus, motivul pentru care eu, pentru că respect foarte mult și citesc, e faptul că ei declarat spune asta. Asta da, nu e cum spun... a fost la New York Times, în care asta a fost standardul de aur a jurnalismului. Toată lumea îl citește, la un moment dat el a făcut pam și s-a schimbat, înțelegi? La fel ca și Gardenul. Gardenul, bine, el tot timpul a fost foarte liberal și foarte progresiv, dar el a avut un moment în care el dintr-o tonalitate mai temperată s-a transformat într-una de extremă stângă, înțelegi? Adică, problema asta și în New York Times. E cândva da, erau, pe asta spunem de New York Times. Nu faptul că erau leftists, dar deja expuneau niște opinii tare extreme, progresiste deja, care o leagă zdeconecta cu realitatea, știi, vieții de zi cu zi a oamenilor, americanilor. Da, și-a pierdut din reputație destul de considerabil. Da, îmi place economistul per general, dar uneori, știi, nu mi-ajunge partea cealaltă, de ce eu recent m-am abonat și la The Spectator, care e un fel de alternativă la economist, care toți se declară deschis că sunt conservatori. Uh-huh. Și deci e interesant așa o paralel, știi, să citești paralel și pe economist și Spectator. Să așa două perspective puțin diferite. Nu, teoretic, și mai ales îmi place că Douglas Murray acolo are un column în Spectator. Teoretic asta ar fi mijlocul de aur. Ai suficient timp să citești și o extremă și alta. Problema că da, nu toată lumea are timp să facă asta. Nici n-ar spune că sunt extreme, sunt destul de temperate totuși, sunt publicații destul de... Da, ok, da. Dar oricum, păreri diferite. Extremă cred că ar fi dacă noi am vorbit de Fox și CNN. Dar, deși Fox acum iară... Nici așa n-ar spune, nu. Establishment. Fox a fost mai extrem o anumită perioadă, ca în prima campanie a lui Trump și... În genere, când merge vorba de așa televiziuni imensă și mainstream americane, ele pur și simplu se duc unde merge clickbait-ul, știi? Dacă e popular să-l ataci pe Trump, e să facă așa material, știi? Dacă e popular să-l aperi, o să fie așa, știi? E foarte cinic. Nu prea văd principii acolo. Cel puțin în publicații de astea ca economist, ca Spectator, cândva New York Times era asta, știi, era un fel de principii, cât de cât jurnalistici. Dar ce ține televiziunile de astea, ca Fox, CNN, e destul de trist, ce se spune, e un echo chamber de astea foarte agravat. Nu. Și, în genere, problema e că jurnalismul ca tare, original, dispare, în sens că, știi, oameni care îți duc în zonă și filmează pur și simplu ce se întâmplă. Deci raportează chiar jurnalism pur. El dispare. Am tot ce vezi e panels de opinii, știi? Stau acolo 5 oameni și își discută opiniile, nu știu, 3 ori la rând. Da, teoretic, dacă noi am putea să spunem de o soluție, asta ar fi soluții gen Euronews-ul. Nu știu, cum e acum, dar pe timpuri, asta era, adică no comment, da. Da. Îți prezenta evenimentele exact cum erau, dar... Moldova, cred că cel mai apropiat exemplu ar fi Info Primneu, dar eu de mult, IPN-ul, dar eu de mult nu i-am citit. Da. Ok, dar să vedem, eu am colectat câteva puncte așa mai, care m-au atras în articolul acela de la Economist. Și mai am eu și alte teme, care vreau cumva să le introduc mai târziu în podcast, probabil. Ok. Articolul se numește Is Democracy Under Attack? Stai, în care podcast? În care podcast? În ce sens? Te spus că vrei să le atingi într-un podcast. În care podcast? În episodul ăsta, în vedere. În podcastul ăsta. Asta, ok. Credem că vorbim de meditație. Da. Ar fi oare democrație sub atac? E postat și un video pe canalul lor de YouTube care, pur și simplu, care arătau alea că puțin diferit, deci aveau niște informații adiționale care de fapt le-am scos. Uite o statistică interesantă. În 2019, 17, deci destul de recent, 17% de americani au încredere în guvern. Și era o întrebare tipică de aveți voi încredere, așa general, aveți încredere în guvern. Nu, doar 17% aveau încredere. În 2000, deci cam 20 de ani în urmă, 40% de americani aveau încredere. Deci o scădere destul de considerabil. Și în genere, politica în America e problemă, doar mulți vorbesc de lobbying. Deci inițial, după Constituție, s-a făcut că e permis lobbying-ul pentru ca într-o lume ideală, adică faptul că business-urile poate să-și adreseze
problemele direct, știi, candidaților, să înseamnă cumva ei să reprezentați în guvern, știi, prin problemele lor. Dar problema în America modernă e că corporațiile mari, de fapt, fac lobbying, știi, Big Pharma și NRA-ul cu armele. Și numai și companiile IT, pentru că lobbying-ul ăsta e un endeavor foarte scump. Exact, Google, Facebook și tot așa mai departe, dar în principiu... Nu în spatele lui Biden, vrei, nu vrei. Da, dar nu uita că majoritatea președinților americani, cel puțin în ultimii 30 de ani, ei ca mereu încerca să includă principalii oameni, principalii lideri din domeniul afacerilor în consiliul lor de consiliere. Da, da. Pentru că ei aveau diferite grupe de lucru în care ei includeau oamenii ăștia. Pentru că e un lucru normal, la urma urmei, mai ales dacă vorbim de Statele Unite, care au devenit una din cele mai mari economii. Bine, asta a fost și datorită la planul Marshall și a doilea război mondial, dar noi când vorbim post anii 60-70, mare parte datorită deschiderii care au avut pentru mediul de afaceri, pentru că Statele Unite, printre, cel puțin până la un moment dat, era unul din cele mai sănătoase medii de afaceri, respectiv e greu să nu te dezvolți, e greu să nu vrei să investești într-o țară în care există sistem judiciar stabil, există sistem financiar stabil, în care eu cred că care deține dolarul, care este valuta de bază de negocieri și de exchange în lume. Și respectiv, eu cred că e un lucru normal, dar ca și, asta e ideea, că noi acum o să ajungem la ideea de puterea care corupe, pentru că cu cât mai mult ai acces la pârghii, ca om de afaceri, scopul tău care e să produci cât mai mult beneficii, cât mai mult revenue pentru tine. Nu știu, spune că știi că puterea corupe în cazul dat, dar e pur și simplu, asta e rezultatul logic la faptul cum e setat sistemul american, dar rezultatul logic e că unele companii vor avea monopoluri, pur și simplu din considerentele sistemului capitalist specific Americii, știi? Asta era inevitabil în principiu. Asta se întâmpla și în sfârșitul secolului XIX cu companiile de căi ferate și de petrol, știi? Era There Will Be Blood, ți-am minte filmul acela? No. Păi cam despre asta era. Și, deci, problema monopolilor în America e destul de mereu exista, cumva. Și, de exemplu, ea s-a transformat din domeniu în domeniu. Da, dar monopolul în sine, el și, mai, în special când există un mediu competitiv de afaceri și când apar companii mari, ele monopolizează, pentru că tu altfel nu ai cum să-ți concentrezi puterea și bucata ta de cake cât mai mare, înțelegi? Dacă tu nu-ți concentrezi toate eforturile financiare, lobbying-ul, asistent, nu, adică ieșirea directă la oameni care sunt factori de decizii, altfel tu nu ai cum să-ți centralizezi și stabilizezi puterea, înțelegi? Asta a fost în Statele Unite ca mereu exact, prezent. Dacă adică scopul e nobil în sine, da. Problema e că eu personal cred, din punctul meu de vedere, că tu ai necesitatea să devii cel mai bun. Și ca să devii cel mai bun, trebuie să folosești măsurile care sunt legale la momentul respectiv. Pentru că prin ce câștigă companiile mari versus companiile mici? Ei au bani suficient încât să angajează lobbyști care sunt atât de abili de a învârti legea în felul și de a interpreta fiecare virgulă în favoare proprie, pe care companiile medii sau mici care nu au, pur și simplu nu au bani să plătească sute de mii și în retainers fee pentru avocați, ei nu au cum să aibă acces la informația asta. Da, și e o problemă etică cumva și în sensul ăsta înțeleg perspectiva, mă rog, neocomuniștilor ori marxiștilor care critică, știi, sistemul ăsta capitalist. Înțeleg o parte din critică, știi, de unde vine asta. Mă rog, eu nu sunt de acord cu diagnozele lor, știi. Eu nu cred că o renaștere a unei forme morfologizate a comunismului e o ieșire. Deși, tu ești la China, din punct de vedere economic, e o duc tare bine. Din punct de vedere a drepturilor omului, tare rău, iarăși. Condamnarea uigurilor, campurile de reeducare în ghilimele. Deci, da, ca să vrei să explici un pic care e problema cu uigurii. Asta cu uigurii, eu în general aș trage paralel mult. Nu, dar lumea care nu știe, nu-i ok, uigurii sunt un popor turcic, minoritar în China, turcic-musulman, da, care la momentul dat
Eu nu știu, numi o regiune în China care, da, e da. În specific... Da. Am păcat în scape din numirea provinciei, da. Da, nu sunt din numirea provinciei, dar uigurii, în principiu, ei discriminați, direct vorbind, în sens de oportunități de joburi, în sens de... Deci, cumva, cum are loc... Xinjiang. Xinjiang. Da. Asta nu spune nimic, dar... Okay. Asta e din numirea provinciei. Da. Și cumva discriminarea asta se explică prin organizația, mă rog, organizațiile astea toate internaționale de drepturi ale omului au bătut puțin alarma, da, așa, lejer aș spune, pentru cât e de gravă de fapt situația, au bătut alarma spunând că, băi, chinezii, voi, ce? Tu ești prea tare în roșu. E tot normal, ei, Dima? Tot normal cu nivel. Nu, serios. Deci vorbesc despre uiguri, dar tu citiți la roșu. Duci fix la roșu. Tot e fantastic. Spate tăiat. Tot e fantastic. Da, fă-te că vorbești din nou. Tot e fantastic. Păi tu vrei să afli și cu uiguri? Hai, am stăiem acolo în momentul. Nu stăiem nimic, okay. Să lăsăm așa cum este. Bun. Pur și simplu țilene. Spune că motivul din care tu nu vrei să stai este că țilene. Asta tot. Corect. Dar ești... Pe de parte, eu un fel de... Păcat, microfonul ăsta e scump și greu, că dacă nu apășești, pur și simplu, mic drop. Așa e, da. Da. Nu, și mic drop e tare lung ar fi, că da. Trebuie să dai... Da, exact. Ce am vrut să spun? Nu, e și faptul că nilenii se ditez și e și faptul că vreau să fii tot autentic. De exemplu, cum tău mă îndrept microfonul și iar l-ai mișcat. Da. Aș spune, trebuie să-l dai așa eu leacă sub un unghi, vezi? El se tine normal până în momentul în care am vrut să demonstrez ceva. Ok, uigurii. Ok. Eu te-am impresionat în care noi să ne batem joc. E destul de trist situația cu uigurii. Da. Pentru că chinezii, ei, cel puțin oficial, adică n-am auzit ce spun ei, e că sunt niște campuri de reeducare, un fel de campuri de... Eu înțeleg, chiar spunând asta, sună ca un fel de formă subtilă a da. Unui gulag, știi? Pentru că au liste, au da, campuri, au liste, exact. Au, chestia este tipul fascist-comunist da. De lagurilor de concentrare, știi? Și în principiu e un fel de formă de exterminare a unui popor, nu prin genocid evident, știi? Nu pur și simplu îi bag într-o cameră și omoară, dar le închid oportunitățile de lucru, de știuc și de călătorie. Deci, în general, tot ce e legat de mă rog, viața modernă, de a-ți forma o familie, de a avea educația care o vrei, de a avea, în general, oportunități. Da? Eu cred că discriminarea asta, de fapt, deci care e originea ei, în principiu? Ea, de fapt, se trage secole în urmă. Mulți nu știu de asta, dar într-una, că nu-ți aminte nume ce dinastie atunci era un război mare. De fapt, era un război Qi Guangxi, mă think, dinastia. Nu-ți aminte exact, dar cred că... Pentru asta trebuie să-l ascultați pe Dencar. Dar în fine, era undeva anul până la 1000 după era noastră, deci îmi pare că anul 800 undeva. Pot să greșesc, dar... era războiul care, de fapt, în China, deci erau rebelii unii contra dinastiei și până la doilea război mondial erau cele mai mari jertfe în acel război, erau vreo 40 de milioane undeva. Cea doilea război mondial era peste 40. Și în el participau și uigurii, de fapt, popor turcic. Era un fel de tot rebeli în timpul acela. Nu erau ei primii instigatori, dar erau parte din rebeli împotriva dinastiei. Și deci discriminarea asta cam se trage încă de acolo, adică e o chestie tipică de un popor care are o istorie de rebeliune contra establishment-ului, da? Și deci asta se trage cam de atunci încă. Și asta e... Și în genul cu China asta e problemă, nu mai cu uigurii. Nu, dar cazul ăsta... Congo mă pierd treptat, așa, cu înșetișorul, pierd drepturile democratice. Dar tu nu uita chestia cu forțarea, adică cu... forțarea limitării imigrației interne, pentru că tu dacă nu ești din nativ dintr-o anumită provincie și tu te muți în altă provincie cu lucru, ți-e foarte greu să ai aceleași drepturi ca cetățenii sau locuitorii unei anumite provincii. Asta e cea mai mare problemă, că apare în orașele mari, știi, gen Shanghai, Beijing, oamenii care vin din zone rurale, ei sunt considerați într-adevăr ca cetățeni de gradul 2. Ei nu au aceleași drepturi de anume ca acces la lucru, la
beneficiile pe care le-au beneficiile sociale pe care le-au oamenii care trăiesc în localitățile respective. Da, e adevărat. Dacă o excepție aș lua pur și simplu din punct de vedere economic, pe timpul acum pandemiei, citiți în parc tot un economist, Taiwanul o duce destul de bine. Anume din faptul că economia lor, știi că e foarte... Semiconductoarele. Industrie, da, semiconductoarele. Deci e foarte avansată. Și de fapt, faptul că acum e războiul ăsta de tarife între America și China, e forțat pe taiwanezi să-și ne readucă unele companii care erau cu sediu în Shanghai și așa mai departe, să le readucă înapoi în Taiwan. Și cumva a sporit creșterea. Deci creșterea economică pare să era cu vreo 5% în timpul ăla pandemiei. N-a crescut. Pe când restul economiilor, să te uiți, știi, pe general, au scăzut în pondere. Și e interesant cum... Dar asta e o excepție totuși. În genere, cu Taiwan era în parcă un moment, dacă nu mă greșesc, în una din adunări de WHO, de World Health Organization, când un reprezentant, mă tem că nu are cunoscut... WHO, ai spus fix ca un european, să știi cum diferența între americani și europeni când spun ce? BMW versus BMW, știi? În ce sens? Tu ai spus WHO? WHO? Da, nu, eu nu spun că e incorrect, dar știi cum nord-americani spun WHO. Da, exact așa și chestia ca și cu BMW okay. Și nu, BMW. Eu, de fapt, eram să spun WHO, dar mă rog. Am spus Organizația Mondială a Sănătății. Îmi pare că era un reprezentant care n-a recunoscut numele Taiwanilor, ceva tipă așa o... Când eram parcă un reprezentant chinez alături și el așa cumva o implicit o spus că băi, de fapt nu e o țară independentă. Știi, mă rog, este problema asta. Hong Kong, Taiwan, care au un statut special în China, dar China se vede că vrea să-și fortifice cumva autoritarismul, da? Ok, dar vorbim de paralel între democrație și autoritarism. Da. Și noi vedem cum situația a fost gestionată. Situația cu COVID a fost gestionată în China, care, în primul rând, iarăși cumva s-a uitat de faptul că e responsabil pentru lucrul ăsta. Asta e una la mână și doi la mână faptul că atât timp informația asta a fost ascunsă și mare parte datorită autoritarismului. Eu dar bine, ok, hai să spunem că... două luni a fost ascuns, da. Pericul e real, da. Păi de când a apărut? Eu a apărut din noiembrie și noi aflasem de primele cazuri undeva spre decembrie, ianuarie. Adică da. Erau informații când de-abia apăruse, dar ele nu erau, adică lumea nu știa dacă e veridic, știi? Dar și te ajungem la chestia asta cu autoritarism. Dar uite, restricțiile poate să creeze o problemă. Și în același timp, restricțiile poate să gestioneze problema asta într-un fel în care alte țări nu reușesc să gestioneze. Pentru că dacă noi ne uităm la țările democratice, da? Sau cel puțin care la baza formațiunilor lor statale sunt democratice, nu poți spune că a fost gestionată de bine situația, ținând cont că eu avut cel puțin două luni să pregătească pentru pandemia asta. Da, dar în același timp... Da, eu tot i-aș pune multă responsabilitate pe China, iarăși, eu nu știu cât e de corect să spui că Trump, cum spunea, că e China virus, înțeleg că asta e o chestie populistă, că să o leagă să ies și părți negative. Un mic disclaimer, eu nu sunt de acord cu expresia, dar eu cred că expresia Kung Flu e tare... Kung Flu? Da, Kung Flu chiar, come on, e funny. E funny, incorrect, într-adevăr, e foarte politically incorrect, dar... It's pretty funny. Dar e funny. Da. Sorry. Cu China virus, în genere... Tehnic vorbind de adevărat, o provenit din China. Pur și simplu, clar că conotația unei declarații când un președinte foarte important în geopolitică mondială spune asta, clar că puțin aprinde spiritele, știi. Dar problema era, da, că abordarea Chinei e lejeră față de acest virus. E cauzat și pe Organizația Mondială a Sănătății. În general, a început să spună niște chestii foarte contradictorii la primele săptămâni. Eu țin când spuneau că, băi, măștile, de fapt, nu trebuie să purtați măști încă, știi? Ori asta, de fapt, nu se transmite din aer, știi? Nu se transmite, numai prin contact direct. După care vezi peste două săptămâni contact complet contradictorie informație, știi? Și... Cu măștile noi ce obțin, cum știm, în cazul Statelor Unite, când Fauci, care e epidemiologul lor de bază, El e vreo 30 de ani de foarte mult timp. Okay. El doar spunea că, adică cel puțin el după asta o admis că motivul pentru care a spus chestia asta de măști e faptul că el ar fi înțeles că oamenii s-ar fi repezit să cumpere toate măștile și nu ar fi ajuns suficient pentru personalul medical.
Eu ce vreau să spun, că necătând la faptul cât e de gravă situația cu virusul ăsta, ăsta e un moment crucial pentru umanitate în general, să folosească timp ca să se pregătească pentru o eventuală altă pandemie, pentru că ținând cont de densitatea populației pe care o avem noi și de riscul de a avea pandemii mult mai grave, închipuți dacă Zika sau Ebola avea aceeași, era la fel de contagios ca și COVID-19. Da, din fericire. Situația ar fi mult mai gravă. Uh-huh. Respectiv, asta ar fi un timp bun pentru țări să recurgă totuși la colaborări și să transmite informația între ele, ceea ce nu a făcut China. China în interior nu a transferat informația eficient încât să reușească să stopeze problema mult, la o fază mult mai incipientă. Și asta e la fel ca și spune că, cum de exemplu în Rusia, da? Sau în alte țări autocrate unde spune că, uite, președintele devine de tot. El e clar că el nu controlează la nivel de spital sau cine emite la nivelul unui spital dintr-o republică, într-un sat undeva în nord. Dar chestia care, atunci când tu, Xi Jinping în China, Putin în Rusia, Erdogan în Turcia, când tu îți asumi puterea absolută, respectiv impune și la responsabilitate absolută, pentru că Tu nu poți avea numai zahărelul și fără bici, înțelegi? Da. În genere, problema în așa sisteme, dincolo de, mă rog, ideologiile noastre care sunt conflict, ideologiile noastre europene, luministe, care sunt conflict cu așa idei autoritariste, e faptul că ei ca lideri autoritari într-atât și-au pus pârghiile în sistem, că ei, de fapt, au neutralizat eficacitatea sistemului și după ei, după ce ei pleacă, nimeni nu știe în Rusia ce să fie după ce Putin pleacă, știi? Încă că să plece, nu știu. Și că Xi Jinping, el pe viață a fost declarat, da? Da. Și deci ce va fi cu sistemul acela? Nu e un sistem pus pe roate, dar în același timp, I don't know, e o chestie complicată. Nu pot să spun că știu toate detaliile în asta, dar... Nu, cel puțin în cazul Chinei există dualitatea asta, știi? Uite... Apropo, în China eu știu că cel puțin, dar e că nu știu cât de vrate sondajele astea. Peste vreo 80% din populație susțin guvernul. Dar cât e de adevărat asta? E greu de crezut informația care vine de acolo, dar uite, eu din experiența care am, eu am un prieten român care își face masteratul în China, bine, și l-a făcut până în momentul în care nu trebuie să întoarcă înapoi. De Flavian vorbești? Da. Și am mai avut interacțiune cu alți chinezi la fostul meu job. Și multă lume spune că apreciază siguranța care a apărut în China datorită... Securitatea. Securitatea nu numai pe lângă fizică, dar și securitatea, înțelegi, de socială pe care o au oamenii, e diferit față de cum era înainte. Și asta tot are mult contează asta. Și asta, de fapt, e o chestie comună pentru statele autoritare. Adică ideea asta de securitate și de dominanță a țării. Adică sunt doi factori. Deci, dacă nu există liderul respectiv absolut, nu mai există siguranță. Și dacă nu există și liderul ăsta absolut, pe noi ne ridică la nivel de superputere, înțelegi? Exact. Vrei, nu vrei, apare, eu cred că destul de intenționat asta a fost creat de către lider, știi, un fel de idolatrizare. Păi da, asta vine specific la nivel biologic, pentru că figura tatălui, știi, când tu te gândești că... Da, la nivel, tatăl, exact cum ai spus, tatăl la nivel când evoluționar biologic. Da? Foarte, foarte strict, dar el știe că el îți asigură mâncarea, hainele și toate necesitățile care le ai tu. Atunci tu vrei, nu vrei, chiar dacă poate nu ești de acord cu partea emoțională, dar tu ești de acord și respecti responsabilitatea pe care își o asumă. Da, noi ca populație tindem spre, cel puțin psihologic, noi căutăm un lider de ăsta, autoritar, puternic, vrei, nu vrei, chiar și inconștient, așa uneori îmi pare, știi. Asta, de fapt, e ceea despre ce Platon, apropo, poate cumva o să introduc lucrarea lui Republica în acest podcast, dar Platon vorbea despre neajunsul democrației în sens că e foarte ușor pentru un tiran să ajungă la putere din cauza democrației. Pentru că într-o democrație, oamenii care ajung la putere sunt de obicei oamenii care caută puterea cea tare, intenționat, știi? Și asta înseamnă că de multe ori oamenii care ajung la putere sunt cei care nu sunt atât de... Și... Dar normal vorbesc. E roșu, îți duci în roșu tot timpul.
Mai să mă întrerupi. Nu, eu de asta și nu te întrerupi, poți să-i țărățemnă. Poți să-i țărățemnă. Eu iei de-sude. Țărățemnă universal. Vreau un jiu-jitsu ce? Tu ce te-ai fighit? Să dai volum mai jos. Gata, continuăm. Mai să paranoia asta. Continuăm. Dar nu e paranoia. Continuăm. Tot normal. Așa să mă pun. Așa se aude. Se aude așa. Se aude la microfonul așa. Așa e normal. E normal, Dumitru? Până ce nu îți spui start, motion, action, eu nu încep. Am plecat. E normal așa, da? Ok, domnul Dumitru, boss. Se uite la liniuța roșie. Mai să mă întrebi atât. Despre ce vorbim? Despre Republica lui Platon. Despre ce? Stai, nu, Platon. Așa se spune în română corect. Nu-i Platon, dar-i Platon. E Platon, nu. În limba română corect se spune Platon. Ok, din greacă, în genere, numele lui e Platon, de fapt. Englezii spun Plato, unii români spun Plato. Eu, personal, inițial... Credeam că el e Pluto toată viața. Eu, inițial, începem să-l citesc în engleză și spunem Plato. Acum, pentru că, mă rog, am nevoie să traduc în română, de când fac podcastul meu, meditații, îi spun Platon. Mai scurt Platon. Numai o remarcă mică, e că eu m-am realizat că Plato ar fi bine de-l folosit pentru, știi, subgrupul ăsta de pe internet care spune că Pământul e plat. Ar putea să spună că Plato a spus asta, de asta el și-a luat numele de Plato. Da, eu din miri cum ar trebui. Nu, dar în sens că eu putea să spună că el a fost de fapt în spate la toată ideea asta pentru că numele lor era Plato. Clar că e imposibil de explicat cum un copil ar putea să aleagă numele, dependență de formă geografică. Eu chiar pot să spun din mirea filosofului care Anaximander ori Anaximene erau doi filosofi. Nu-ți aminte precis care. Anaximander era primul filosof presocratic, înainte de Socrate, mai scurt, în anii, cred că 600 înaintea erei noastre, undeva așa 600-700, în care el era primul care a creat hărți ale Pământului, știi, era primul cartograf. După asta, Anaximene era, parcă, primul care a creat conceptul, de fapt, prim concept la forma Pământului, nu a fost plat, dar a fost un cilindru, un fel de un cilindru parcă turtit. Uh-huh. E greu, e ca o pizza groasă, știi? Uh-huh. Așa se imagina, știi, Pământul prima dată. Deci nu era plat, dar nici rotund, nici sferic. Așa, un fapt curios. Nu, despre Platon am vrut să vorbesc pentru că e interesant că noi vorbim că democrația a apărut de la greci inițial. Tehnic vorbind, asta e adevărat, dar sunt niște date care am putea spune că în genere Mesopotamia antică a apărut, că erau unele proof, da, de niște adunări care aveau loc, care semănau puțin cu adunările astea din assembly în democrație ateniană, dar în fine, spunem că a apărut în Grecia. Deci, care e contextul democrației grecești în genere? Mai pe scurt, imaginează-ți așa contextul. Anul, în secolul 5 înaintea erei noastre, are loc războiul statelor greci împotriva Persiei. Și într-o minoritate, din punct de vedere a resurselor armate, da? Ei erau un dezavantaj. Și deci, în genere, statele, orașe greci, era un conflict permanent între dânsele. Dar în timpuri, pentru că aveau limbă comună și mai departe, în timpuri de criză, ei se uneau de obicei, știi, își puneau diferențele deoparte. Și războiul cel a durat undeva vreo 50 de ani cu persanii și au câștigat grecii. Dar, și când au câștigat, cam puțin după ce au câștigat, cam Platon s-a născut pe atunci, prin secolul 5. Înaintea erei noastre. Și el s-a născut într-o democrație ateniană, da? Dar, un fapt important, cam aproape imediat după ce s-a terminat războiul împotriva Persiei, s-a început războiul Peloponesian, care era între Grecia și... între Atena și Sparta. Erau cele mai mari, cele mai importante orașe și state greci. Și a durat acel război vreo 27 de ani. Și închipuți, am toată viața tânără a lui Platon, când s-a dezvoltat mintea, când s-a fost educat și mai departe, a fost în perioada războiului statelor greci. El vine într-o așa o familie aristocratică, deci trebuie să înțelegi și perspectiva asta. Dar, în fine, Republica de...
niște detalii despre democrația. Stai, dar doar o chestie, chestia asta cu războiul, adică pe urmă o să fie o anumită referință la lucrarea asta, Republica în sine, adică cum a afectat, adică arca asta apare, da, după. Da, eu nu deja vă spun, pentru că mulți oameni iau din context Republica, eu văd ca o carte care cumva... Nu, asta e una dintre cărțile principale care se învață la științele politice, din păcate eu nu o țin minte. Da. Pentru că e o carte care cumva pune sub semnul întrebările unele chestii ale democrației. De fapt, da, Platon, evident, toți știu, era cumva antidemocratic în unele aspecte. Pentru că democrația era foarte fragilă în Atena atunci. Sau folosea logosul ăsta în sine, adică gândirea critică, știi? Și asta, da. Nu, el și abira unele chestii, dar să menționez în ce constă abirațiile lui, dar... Democrația Atenei, în principiu, a durat doar vreo 200 de ani, cam din secolul 5 până în secolul... Da, până în anul 300 înainte erei noastre. Deci cam vreo 200 de ani m-au durat. Și cu vreo pauză, când a fost o oligarhie un timp, când spartanii au introdus o oligarhie. Credeam că vrei spui de plăhotniuc. Da. Nu, cred că era vreun plăhotniuc pe atunci. A, pentru că după ce au câștigat... mai pe scurt, și s-a terminat războiul între Atena și Sparta, Sparta au câștigat. Și s-a inițiat un fel de pact de pace cică pentru 50 de ani. Care, de fapt, s-a întrerupt după vreo 6 ani și iar s-a continuat războiul. Dar ideea că Platon și-a dezvoltat ideile... Ok, stai, puțin despre democrația ateniană. Era o democrație selectivă, până la urmă, toți cunosc, da? Sclavii nu puteau vota, femeile nu erau incluse în democrație, în principiu. Ele, în principiu, nici nu erau cetățeni, într-un fel, pentru că doar cetățenii puteau... Și asta trebuie pus în context. Da, important. Nu era, de fapt, democrație, cum își imaginează. Da. Democrație selectivă, așa am eu. Dar, în același timp, dacă erai bărbat, dacă aveai peste 18 ani... Și erai cetățean. Era cetățean, asta înseamnă că strămoșii tăi erau de provenire ateneană, știi? Da. Atunci tu puteai să faci parte dintr-un assembly, nu știu cum în român ar fi, un fel de adunare de reprezentanți. Da, exact, adunare. Și erau 6.000 de oameni. 6.000 de oameni, mai mult sau mai puțin. Și în el puteai să... Deci, chiar puteai să faci parte, chiar dacă nu aveai proprietate, chiar dacă erai cel mai sărac bărbat, clar că bărbat, puteai să votezi. Și da, erau un fel de referendumuri destul de des în democrație ateniană. Și, democrație directă. Da, exact. Și, de exemplu, spunea ceva la vot, da, trebuie ca să ne ducem la război cu Sparta, ori nu. Cineva propunea acel vot. Și ca acel vot să treacă, trebuia să fie prezent cel puțin 6.000, da, de oameni în assembly. Pe lângă asta erau selectați niște generali, ori politicieni care cumva aveau experiență în trecut, vreo 500 de oameni care trebuie să fie prezenți mereu în oraș, ca să chiar aveau un fel de shifturi, știi? Și ei trăiau cumva într-o casă comună, știi? Nu toți din ei aveau proprietate privată, de fapt. Și în fine, democrația ceva era destul de fragilă într-un fel, pentru că ca Platon critica faptul că, cum și s-am spus, el chiar făcea analogia aceea cu... În Republică el face analogia asta. Democrație e ca atunci când e ca oamenii sunt într-o barcă și toți ceartă cine-s conduc barca, da? Dar, de fapt, oamenii cei mai capabili să conducă o democrație sunt cei care stau într-o parte și se uită la stele încercând să navigheze, știi? Încercând să înțeleagă. Unii, de fapt, noi trebuie să ne ducem, știi? Dar ei nu vor, știi? Ei nu se implică în ceartă. Clar că el avea un fel de bias al lui, el credea că regii filosofii, știi, erau cei mai capabili. Dar, de fapt, el și... Da, sorry că te întrerup. Asta nu e o și particularitate foarte importantă care diferențiază liderii de nelideri. Și asta deseori se întâmplă, pentru că există oamenii care sunt experți în materia lor, dar pentru că ei nu doresc, de vari motive... Lipsă de trăitul ăsta de caracter, știi, de particularitatea asta, caracterului de a se implica și de a lua inițiativa. Nu crezi că asta tot e o problemă în sine? Și adică
poate de asta și oamenii care nu neapărat cel mai bine înțeleg direcția, dar iau vocația asta, iau caracterul ăsta în ei, știi, de a lua, de a spune că noi ne ducem încolo și siguranța de a spune că noi mergem încolo și asta e corect, asta îți inspiră încredere în sine, pentru că asta tare mult contează și asta chiar și în democrații, în democrațiile moderne are loc, știi? E că asta nu mi-e critica. Tu uite doar cum votăm noi oamenii, doar e un concurs de popularitate. Despre asta vorbea Platon, e că asta e slăbiciunea noastră ca popor, noi votăm pe cei mai carismatici, cei mai... care vorbesc cel mai convingător. Dar asta nu totdeauna e un barometru, nu totdeauna e cauzalitate. Știi? Sau dacă vorbim de nivelul de cazuri publice Moldova, pentru rău mai mic. Exact. Știi? Și e o critică foarte bună a democrației, de fapt. Și el anume vorbea despre asta, că oamenii care, de fapt, democrația așa e construită ca să treci toate treptele de selecție, de să ajungi în primul rând acolo, să fii selectat, să treci prin toate procesele democratice, care îs bune, știi, într-un fel, știi, e bine că oricine ar putea ajunge acolo teoretic, dar faptul că așa de tare trebuie să vrei, știi, să ajungi la putere, că de obicei, clar că sunt excepții, dar el spunea că sunt oamenii cei care au un fel de orgoliu, ori ei vor puterea asta, știi? Și el argumenta, uite, care e soluția? În Republica lui era un fel de, da, carte cumva antidemocratică, știi, în multe sensuri. El propunea ca țara să fie condusă de regi filosofi. Ei vor fi, nu pur și simplu oameni, dar vor fi educați vreo 15 ani în izolare, într-un fel. Deci viața lor, de fapt, e destul de mizerabilă, că se gândește, știi. În izolare, în primul rând, îi luați de mici, știi, cumva selectați. Și îți luați de la părinți, vreo 15 ani, ei trăiesc în comune, într-un fel de căs comune, știi, n-au proprietate privată, ei n-au bani și deci ei n-au toate sursele astea de... Poți să prefi o secundă? Mm. Și atunci, care e motivația să faci asta din... Care e motivația? Da, exact. Pentru că dacă tu trebuie să devii un martir, dacă noi ajungem la principiile ortodoxe, în care tot asta e tragedie, dramă și greutate... Care ar fi motivul unui om, dar să vrei să bagi în politică? Dar el spune de mici selectați. Nu e chestie democratică, deci nu e... Da, dar tu înțelegi că și copiii ăștia, doar nu că trăiesc, adică ei poate trăiesc în vacuum până la un moment. Asta e ca și în exemplu cu familiile astea, știi, super bogate, care își țin copiii în casă și învață în casă și după asta ei când scapă la libertate și văd oameni de vârsta lor care se învăța cu totul altă, cu altă experiență, apropo, apare corupția asta, apare degradarea, înțelegi? Nu neapărat degradarea, dar schimbarea, înțelegi? Percepția lor. Platon s-a gândit și la asta, mentale. De fapt, el are idei controversate. Iarăși, eu când povestesc despre Platon, eu nu. În multe chestii nu-s de acord. Păi, dar asta și paradoxul. Că asta nu că e în teorie, asta e în practică. Pentru că dacă tu te gândești și om, în deplinitatea lui mentală, ar vrea să accepte un rol în care el atât de scrutinizat, toată viața lui scrutinizată de la și până la momentul în care el dorește să aleagă, înțelegi? Da. Și să facă asta fără niciun interes. Da, dar tu pui asta prin prisma democratică. Platon spunea că de mici regii ăștia, filosofii, ar fi educați și ar fi educați despre... Păi de Alexandru Macedon, nu a fost educat de filozof. Da, Alexandru Macedon era un aristocrat care cumva a fost în familia asta și era pus să conducă. Știi, e un caz alea ca parte, nu chiar reprezintă exemplu de rege filosof. El avea proprietate privată, el avea acces la femeie, el avea acces la bogății. Asta nu e ceea ce înseamnă rege filosof în viziunea lui Platon. Deci, asta e ideea. Ei vor conduce statul. Pe urmă vine clasa de soldați, care, iarăși, în genere toți cetățenii în Republica lui Ideală îs de mici cumva învățați să-și iubească pământul pe care s-a născut. Adică lor li se va spune că ei n-au părinți. Sună destul de harsh, da? Sună ca un fel de, nu știu, ca un camp comunist. De fapt, e că multe idei al Platon, faptul că niciun cetățean nu va avea proprietate privată ca atare, va fi proprietăți comune cumva. E de fapt un fel de incipiență comunismă, dacă te gândești. Asta e interesant. Chiar când citem așa mi vine, poate nu e așa, dar e destul de... Deci trebuie să înțelegem în toată... Contextul perioadei e foarte important.
Eu cred că contextul perioadei e foarte important, pentru că atunci, într-adevăr, exista, exact. Chiar dacă erau... Început cu... Încă am menționat alt chestii. Democrația cea ateniană l-a ucis pe Socrate, pe idolul lui, profesorul lui. L-a ucis pentru ce? Pentru că punea întrebări incomode, pentru că oficial i-a corupt pe tineretul atenian. Le-a pus întrebări incomode, le-a pus să-și pună... Le-a forțat să-și pună, nu că le-a forțat, dar el folosea dialectică, știi? El puse dădea întrebări și omul spunea da, nu, știi? Și el mai departe s-a pe el spunea, ok, dar de ce așa, dar de ce așa, dar de ce așa, știi? Ce-i justiția, dar de ce așa, știi? Și asta e, iarăși, e very annoying. Eu știu că nu știu nimic, da. Da, el era într-un fel un mudac, așa mi-a zis el, știi? A gadfly. Mulți nu, de ce? Eu cred că asta, uite, eu pot, nu. Eu nu avem mulți prieteni, hai să spunem așa. Eu asta e sigur, 100%. Un om care, asta în același timp asta arată din contra, un om cu verticalitate. Și de fapt asta a fost prin viața lui stoică și a fost demonstrat. Pentru că el avea șansa atunci când a fost condamnat la moarte, el când era în închisoare, unii prieteni de-a lui, deci s-a dus în închisoare ce e și aveau șansa să-l scoată. Dar a spus că nu, știi, băi, eu... Și într-adevăr, e un om care chiar și-a trăit principiile pe care le vocifera. Deci nu era pur și simplu niște idei care le spunea, dar nu le practica în viață. Și da, de ce el până acum a rămas un... Dar asta să înțelegi. Deci, pe dânsul l-a omorât și Platon era prezent la acel proces. Și el și-a scris apologie care e procesul Socrate. Și iarăși, faptul că o democrație asta de mulți iubită atunci în atenieni, că atenienii se mândreau de democrația lor. Deci trebuie să înțelegi, la ei nu exista detașarea asta ironică de politică. Știi cum la noi acum e un fel de cinism de politică, știi? Și eu admit asta în mine, eu devin cinic față de politică pentru că mă dezgustă multe chestii. Dar atenienii n-aveau așa atitudine. Ei credeau că un cetățean bun, el trebuie să fie implicat, cel puțin informat în politică. El trebuie să știe cine sunt candidații în regiunea aceea, cine... Știi, trebuia să fie informat. Da, asta nu uita că noi deja vorbim de o casă superioară care... Nu. Cetățenii obișnuiți. A, cetățenii asta obișnuiți, ok. Orice cetățean care, ți-am spus că în assembly putea fi, ok, iarăși, okay. Bărbații, din clar, din start, spun dar că erau discriminare față de femeie, era clar. Diferite nivele sociale, sociale-economice, da? În assembly, da, exact. Puteai să-ți fii cel mai... Chiar era democrație, clar, că pentru bărbați, dar... Puteai să n-aveai proprietate, puteai să fii cel mai sărac, puteai să faci parte dacă aveai peste 18 ani. Și în sensul ăsta, democrația asta l-a omorât pe Socrate, democrația asta a adus instabilitate, iarăși nu-i clar din cauza democrației ori nu, dar Sparta iarăși a dominat pe atenieni până la urmă. Și Platon în contextul ăsta scrie Republica, știi? Și scopul final în principiu e să afle ce e justiția, știi, într-un stat de ăsta, oraș grec. Și justiția, în viziunea lui, el, de fapt, percursul Republicii, el îl folosește pe Socrate ca un om care, mă rog, îmbl prin străzi și dă întrebări, un fel de dialoguri platonești, știi? Platonici. Și, pe la urmă, care e ca o întrebare? Care e definiția ta justiției? Și crezi că e justiția? Justiția? Da. Când o anumită problemă e privită imparțial. Imparțialitatea, asta e leitmotivul justiției. Ok, și înseamnă imparțialitate? În care decizia să facem bază la retorica cea mai bine argumentată. Și în baza, adică, în mod normal, în baza probilor, dar noi înțelegem că nu se oprește doar la asta. Ok, de exemplu... Contează termenul retorică. Ok, îți dau un exemplu. De exemplu, un prieten îți cere, nu știu, un topor... Să-l împrumuți lui. Da. Și spui, ok, să-l dau, știi? Și după asta vine în ziua aceea când vrei să-l dai și tu vrei că el o leacă, e ieșit de minți, e aberează mai scurt, e parcă gata să o omoare pe cineva. De asta eu ca Dorin Drăgușan, sau cum chema, am două topoare, dacă unul strică, eu am a doilea, mă duc la dânsul, îi dau un cap și zic, unde-i toporul? Apoi tu ia să-i dai toporul, așa, pentru că, mă rog, voi parcă ați făcut un contract, parcă v-ați înțeles. Nu, asta și este un contract. Un contract nu neapărat trebuie să fie înscris. Un contract, el doar ține de trei părți. Ofertă, acceptare și considerație. Păi da, exemplu, la mulți definiții, cea mai, cred, populară definiție a justiției e un fel de contract social. Dar
Știi cum asta depinde de context. Uneori contractele sociale nu sunt păi dacă juste. Noi ne uităm la perioada apartheidului, să ne uităm la perioada discriminării rasiale din Statele Unite, de contract era foarte diferit. Contractul era foarte diferit față de cum este acum. Exact. Înseamnă că asta nu e justiție. Că asta e un exemplu care îl pune Platon. Și erau mai multe exemple, dar în fine, să o țin mai scurt, justiția în viziunea lui e un fel de armonie între trei clase. Deci nu s-a spus. Deci regii filosofi, soldații și producătorii, care sunt fermierii, negustorii și așa mai departe. Și deci armonia în viziunea lui e când fiecare are rolul său și nu pretinde să aibă ceva care nu e pentru el, știi? Și asta e total diferit față de democrație, în care noi cumva vorbim de mici, că noi suntem toți egali și toți avem aceleași oportunități. Deci e o idee destul de controversată, știi, pentru timpurile noastre, să spui că din start. Și de fapt el vorbea despre un fel de... El cumva ironic, prin Socrate spunea asta, el își dădea seama cât e de absurdă cumva ideea asta, dar spunea că e necesar, știi, un fel de bullshitting pe cetățeni, să le spună despre mitul metalilor, că fiecare e născut într-un... ori într-un categorie aurie, ori în categorie de argint, ori categorie de bronz, știi? Adică e un fel de loterie. Eu, uite, în, cel puțin în, în lumea de vest... Și trebuie să soarta cumva, știi? Cel puțin în lumea de vest, în perioada în care trăim noi, în anul 2020, eu cred că noi am ajuns la un nivel în care noi am depășit ideea asta de... Adică lumea înțelege că oamenii se nasc în diferite condiții. Da. Problema că doar unde apare divergențele ideologice apar în momentul în care cum să trecem peste ele. Înțelegeți? Aici e mult problem. Pentru că oamenii de extremă stângă vorbesc de echitate. Nu, egalitate de asta absolută în care tu, în care de imposibil. Rezultat. Egalitate, eu spun egalitate absolută în care adică care ar fi avantaj dacă eu de exemplu lucrez și trec 80 de ori pe săptămână sau chiar mai mult, învăț sute de ore până ajung într-un moment în care am, de exemplu, funcție înaltă, da? Și eu primesc același salariu care l-ar avea cineva care pur și simplu lucrează nu știu, un job mai puțin plătit, pentru că nu vreau neapărat să spun că un job mai bun decât altul, clar că ele sunt mai bune pentru că ele sunt altfel ranked, dar fiind politically correct, în 2020 încerc să-mi folosesc ideea. Nu, pentru că eu oricum cred în valoarea, fiecare lucru are valoarea sa, înțelegi? Ele clar că nu se egale, asta ar fi, pentru că diferite lucruri necesită diferite eforturi. Dar da, de asta spunem. Și de percepția în sine. Pe când oamenii mai mult centriști sau de diviziuni mai mult republicane, văd un pic situația mult mai distanțată, în care criteriul meritocrației e mult mai important decât criteriul de a include pe toți. Știi cine vorbea despre asta? Thomas Sowell, care a scris Basic Economics. El avea și altă carte care, pur și simplu, i-am citit mai mult sinteză, n-am citit-o încă carte întreagă. Descrie mai felul în care citesc majoritatea cărților. Conflicting Visions, ceva tipul ăsta se numea. Ceva cu viziuni, mai scurt, el diviza care e problema, de exemplu. Nu cu problema, dar care e specificul. El s-a referit anume la politicul american, dar asta cumva se aplică în general temperamentul oamenilor. E că unii oameni au unconstrained vision și alții au constrained vision, știi? Au viziuni de mai conservatoare, de tendință de a prezerva ceva, de a... Da, cum te-ai spus, un fel de meritocrație de asta. Noi putem acum să mergem la expresia asta lui Churchill, care e bătut și răzbătut și bătut. Da, nu, cu dacă tu ești în anii tăi 20 trebuie să fii, dacă nu ești comunist nu ai inimă și dacă în anii tăi 40 nu ești... El vorbea numai că asta e un temperament care e ireconciliabil, da? Adică tu nu-l poți rezolva. Deci conflictul ăsta, divizarea asta politică, cum își spunea Hitchens într-un interviu, politica e divizare în sine, după definiție. Și așa e și chestia și spunea și Sowell, că băi, politica va diviza mereu oamenii, pentru că ei temperamental sunt diferiți. Dar nu numai temperamental, asta cred că e destul de doar atribuții biologice, și eu nu sunt de acord. Dar și, nu, dar tu gândești, biologic, tu gândești, păi asta și vreau să spun, tu gândești și din punct de vedere a... Dar până la urmă oamenii se divizează oricum, după preferință. Absolut, pentru că independent în circunstanțele în care tu ești tu, poți să vezi situația complet diferită, exact. Înțelegi? Da.
Când, de exemplu, în America, perioada, ultima perioadă al Obama sau perioada până la COVID a lui Trump, lumea spune că ce puțin tu la datele macroeconomice și tu vezi că economia arată fantastic, dar crede-mă, o mare parte din populație, dacă te duci, de exemplu, undeva pe Midwest și tu vorbeai cu oamenii sau în ghetourile din New York, oamenii nu ar fi avut aceleași opinii, n-ar spune că economia lor e cea mai bună economie din lume. Da, apropo despre opinii, de fapt, chiar și Platon vorbea despre asta, că și ne-am notat ceva. El vorbea, deci el argumenta că regii ăștia filosofi, dar mă rog, oamenii care cumva se instruise în filosofie, care cumva studiază argumentele, știi cum se fac argumente, ei puteau diferenția între înțelepciune, care era numită episteme în greacă, și opinie, doxa. Da, da. E că asta e o chestie destul de actuală, nu? Că noi toți vorbim despre opinii. Noi de multe ori opinionăm în loc să argumentăm. Știți? Nu, tu vorbești. Ei vorbești, cum? Să mă uit la tine așa când... Nu, dar eu doar te ascult. E băiat. Tot normal. Vorbești. Și în fine asta înseamnă că... Crede-mă, eu am 12 ani de școală și plus universitate în care eu, făcând alte lucruri... Bă, eu înțeleg, dar noi avem discuții orice. Nu, eu te ascultam, eu tot normal, eu te ascultam, eu uitam altceva. Știu, da. Mă uitam la mesajul. Tot normal. Respect. Dar eu te ascult. Bine, ce ești, nu te orgui. Eu, apropo, asta fac. Lasă că-ți vorbim. Iar m-ai dezbătut. Să-mi și vorbim. Mai am scurt, care ideea? Că noi ne formăm multe opinii destul de autocuprinzătoare, da? Despre chestii importante, opinionând, noi nu prezentăm argumente. Și asta e o problemă despre care, iarăși, Platon e critica democrația. Eu folosea, știi, de alegorie peșterii? Da, de ce? Alegorie peșterii. Myth of the Cave, știi? Mai scurt, lămuresc esența. El se referea la populația generală ca la oameni care stăteau într-o peșteră legați de un lanț, mai scurt, prizonieri într-o peșteră, care vedeau pe peretele peșterii niște umbre care erau, de fapt, reflecții dincolo de peșteră, niște oameni care trăceau în pod. Și lor le părea, ei citau, okay. Și tot ce vedeau toată viața lor erau umbrele pe peșteră, știi? Și lor le credeau, ei credeau că asta e realitatea, ei credeau că asta e unica realitate care există. O minoritate din oameni erau capabili să iese din prizonierat și să iasă la suprafață. Primul lucru care îi vedeau soarele și erau orbiți de soare. Soarele, în viziunea lui Platon, e un fel de... e adevărul, cum fel de, știi, o metaforă de adevăr. Dar respectiv, doar nu văd nici oamenii când ești, nu, dar când ești ignorant, nu? Știi, mă, e că tu n-ai avut așa experiență, când erai ignorant în multe chestii și pur mă te-o lovit ceva așa, știi, un da, ori un fapt, ori un argument. Viața mea, da, eu cred că asta e oricare parte, oricare... Da, dar care îți face să reconsideri tot conceptul realității. Da, e așa de dureros, da. Că tu chiar parcă ești orbit un timp anumit. Nu e neapărat dureros, dar... Nu, de multe ori e dureros. Te trezești tare la realitate. Eu, de exemplu, iar nu vreau să sunt foarte neinclusiv, dar eu eram foarte homofob fiind acasă și nu neapărat din cauza că... Asta au fost bine, ideile în care am crescut eu, dar într-un moment dat eu am început să realizez situația asta complet diferit și am înțeles cât de greșit am văzut eu o foarte bună perioadă, da. Și am desconsiderat anumite idei foarte mult perioadă din cauza... Și când tu ai aflat asta, da, ai realizat niște chestii despre tine, tu ai avut imboldul să te duci la alți oameni și să le lămurești chestia asta? Eu cred că asta, ca și în orice idee în care tu ai o anumită opinie bine definită, tu poți face asta până la moment în care tu înțelegi că o mare parte de ori oamenii trebuie să ajungă singuri la concluzie, pentru că asta e și idee când părinții îți spun, e că învață din greșelile mele și nu fă greșelile tale proprii. Mm-hmm. În mare parte oamenii oricum o să învețe din greșelile proprii, pentru că e o altă perspectivă, înțelegi? Tot ce este spus sau dat foarte facil și ușor, asta pare efemer, asta pare tare ușor, asta nu pare real, înțelegi? Dar în momentul în care tu singur treci printr-o experiență,
Tu conștientizezi total diferit. Da. Dacă Platon ar argumenta oamenii ăștia care, mă rog, au devenit iluminați, au aflat ceva despre realitate, datoria lor îi se întoarcă în peșteri și să-i înștiințeze pe ceilalți. Dar în același timp el a admis că majoritatea oamenilor care sunt prizonierat încă, ei o să rejecteze acel om, știi, să-i spune că, băi, ești nebunat cu oriceva. Și clar că el se referea cumva implicit la Socrate, care a fost omorât pentru că îi provoca pe oameni să se gândească spre realității. Și asta e argumentul. Deci noi toți cumva trăim într-o peșteră în care noi opinionăm, noi credem niște realități, le luăm de la sine, fără să ne punem, de fapt, întrebări argumentate asupra lor. Și noi că tot viața trăim în asta, știi? Și e foarte incomod când vine un contrarian, oriceva de tipul ăsta, nu vrei să-l cenzurăm, știi, cumva. Iar și ironic, același Platon era, de fapt, pentru cenzură parțial. Anume în arte. E că el credea că arta, muzica, are potențial prea destructiv ca să nu afecteze statul, știi, orașul grec într-o manieră negativă. Și pentru că asta cumva presupunem că cine îți decide ce se cenzurează, știi? Adică e o idee periculoasă pentru că super periculos, pentru că noi altfel am fi avut acces la muzică care noi consideră acum genială. Să înțelegi cât de absurd s-a dus Platon, el chiar în Republica a spus despre cum trebuie să fie muzica. Trebuie să fie numai câteva note simple, știi? Nu trebuie să fie prea complexă, știi? Asta cumva e analogie la marșuri, la muzica de armată, știi? Marșuri e tare simplă, știi? Să nu te pun pe gânduri prea mult. Păi vezi, uite, asta e cea mai mare problemă în momentul în care îți spune că elita trebuie să fie luată de mici și educat și devină lider filozof, regi filozof. Asta e cea mai mare problemă, pentru că tu îți creezi așa un cameră de ecou în care tu pierzi contact cu realitatea absolut. Care e cea mai mare paradox? Că cam mare parte monarhiile așa și s-au dezvoltat, adică el fiind atât de distante de oamenii simple și majoritatea populațiilor, se ajunge la situația care se ajunge cu Revoluția franceză, unde se spunea de ce nu-i mănâncă prăjitori. Da, nu, e, tu ai atins un fir de fapt important, eu și că, nu știu cum am vrut să duc la asta, că iarăși eu nu sunt de acord cu multe chestii din Republică, da? Eu cred că Platon a fost cumva naiv față de biologia umană, în sens că el credea, ok, regii filosofi, da, vor fi educați, dar toți sunt oameni, toți conduși de vanitatea asta, știi? Și tot, cum te-ai spus, ei vor fi deconectați de poporul de rând, vrei, nu vrei, știi? În același timp sunt exemple, el a încercat să bage asta în practic, el a încercat să-ți ducă în Siracusa, o parte din statele greci și să implementeze asta, de două ori a încercat odată cu un rege și după asta cu fiul lui și nimeni nu l-a luat în serios, mai pe scurt. Asta e chestia cu ironic, filosofia lui, știi, cât de grandioasă nu părea în Republică, pe cât de influentă nu e până acum în știința politică și filosofică, nu a fost niciodată pusă ca atare în... Dar în același timp, eu aș spune... O chestie, dar o remarcă. Eu cred că ideea asta lui idealist pornește cam din același loc unde pornește ideea idealistă a lui Machiavelli, înțelegi? El doar când spunea despre principiul, despre... El considera... Nu, Machiavelli nu chiar era așa idealist, el era mult mai cinic și mai realist față de politică. Dar el considera că principiul, că în general, adică elita... Da. Ei de un nivel atât de înalt și atât de datorit faptului că e elită, e atât de bine educat și încât e poate să într-adevăr să facă discernământul ăsta corect, înțelegi? Eu nu pot nega ideea asta complet, pentru că uneori e adevărat asta. Dar în același timp finalul... Da, dar problema care e cea mare monarhie? Ce trebuie să fii decis că în baza la în care familie te-ai născut tu trebuie să ai accesul la informații, tu trebuie să ai accesul la resursele la care alții nu au voie să aibă acces doar prin prisma statutului lor social. Da, nu, eu sunt de acord că asta oarecum natural duce la discriminare. Câte era acum apropii de semnul de pe tablă. Democrat, da. Nu, mai jos. Da, mai jos. Apropo de asta, eu cred că Republica lui Platon a influențat mult și literatura, de exemplu 1984, da, distopie comunistă al Orwell și Brave New World și chiar și cartea care n-am citit-o noi sau We de Zamyatin, Evgenii Zamyatin. Aici mai este și de Old Huxley, lumea. Da, distopiile este în care
în care lumea, știi, trăiește, n-are proprietate privată, în care trăiește într-o comunitate, în care, apropo, în toată Republica, încă o idee controversată și destul de stupidă, îmi pare că partenerii de viață să aleși prin loterii, cic prin loterii, dar de fapt selectați cei mai frumoși, cei mai puternici, mai pe scurt, un fel de eugenic stare. Da. Tare, în care loteria alesă numai dintr-o anumită castă, da, și anumiți oameni. Exact. Și asta cumva, da, asta s-a răsprâns și multe distopii, da? Și într-un fel a influențat multe idei politice pe viitor. Machiavelli, el vedea cumva, el era și mai pesimist față de democrație, știi? Platon clar era pesimist față de democrație, clar, deși viața lui era destul de tumultoasă. Machiavelli era, dar pentru că el, în primul rând, în perspectiva circumstanțelor în care era, el nu putea fi antimonarhist, înțelegi? Da. De atâta nici alt filosof îl vorbea despre chestia asta, că tu trebuie să-l citești pe fiecare filosof în context. Păi, orice intelectual. Asta ca și cu arta. Arta trebuie să privești un context în care eu fost creat. Să înțelegi contextul. Și de atâta eu cred că Republica e un document important, multe idei interesante și trebuie să... Păi, de asta este una dintre cărțile principale în studiile politice. Super influentă, da. Până acum influentă. Dar trebuie să o iei în context, să înțelegi de unde vin ideile astea, nu pur și simplu să le iei în izolare și să pretinzi că ele sunt universale, știi? Aproape nici o idee în umanitate nu poate fi universală. Eu cred că orice idee care și în momentul în care ele sunt aplicate universal, cum a fost aplicat marxismul lui... Dar chiar nici marxismul nu a fost aplicat în puritatea lui, pentru că el a fost modificat în neosovietică marxism-leninism. Da, a devenit-o... Exact. Asta și chestia cu ideile astea filosofice și politice, știi? Ele niciodată în practică nu se implementează așa cum a fost dorit, știi? Da, dar în primul rând, din punct de vedere practic, asta ar fi incorrect, pentru că în momentul în care tu devii un puritan, tu practic încetezi să evoluezi, înțelegi? Și situațiile ele sunt diferite, ele variază. Adică asta ar fi ca și același lucru în care tu încerci să bagi un cerc într-un pătrat sau invers. Da, eu sunt de acord că trebuie... Trebuie să fii flexibil. Și când, ok, asta leacă altă temă în discuții și poate la un moment dat noi discutăm leacă mai aprofundat despre ea, dar când vorbim de post-constructivism, dacă ar fi un lucru cu care eu sunt de acord, e faptul că într-adevăr trebuie să știi să fim un pic mai... adică trebuie să judecăm în dependență de context, înțelegi? Nu poți folosi, dacă există un tertip, dacă există un sistem, trebuie neapărat să-l folosești pe el în felul în care este el. Adică trebuie să ai gândirea asta critică de a folosi interviurile Socrate, înțelegi? În care tu întrebi mereu, eu cred că democrația liberală de astăzi trebuie pus sub semnul întrebării și obținuile aspecte ale ei, pentru că e clar, demonstrativ, nu funcționează în toate țările. Și nu poți pretinde că e o idee, ca și orice idee, nu poate fi universală, pentru că chiar dacă omul la nivel biologic more or less is the same, dar contextul cultural, contextul istoric... Noi practic am făcut acum un loop și am ajuns la exact ce spuneam la început. Da? Ce spuneam la început? De faptul că lucrurile nu pot fi aplicate uniform când vorbeam. Exact. Eu de ce critic orice încercare de a universaliza chestia asta, știi? Și așa poți să aduci multe exemple. De exemplu, alt filosof care foarte mult a influențat iar știința politică și mai departe e Hegel în secolul XVIII. El a influențat în primul rând pe Marx. Deci avea ideea asta de... El și-a scris una din principalele cărți după Revoluția franceză. Dar el trăia în statele prusice, care era un fel de conservatoare, germane, știi, era un fel de trecutul Revoluției franceze. Știi? Revoluția franceză era o antiteză a ce el trăia. Progres. Da, și el cumva clar că vedea negativ în multe aspecte Revoluția franceză. Și a avut unele chestii dreptate, nu în toate aspectele. Dacă o chestie în care el a avut dreptate e că Revoluția franceză a privit prea absolutist. Deci a luat rațiunea ca ceva super absolut și că dacă am avut niște concepte greșite în trecut, noi trebuie să distrămăm tot de la început și asta e greșit, asta e paradigma greșită, pentru că
nu tot fundamentul e, știi, putred, știi, la niște idei, nu tot conservatorismul din trecut, ori tot și reieșire. Asta e practic, asta e repetarea istoriei care vedem noi acum, cel puțin începând cu secolul 20, unde apar deconstructiviștii versus conservatorii. Da. Unde, dacă ne uităm la mișcarea studenților din Franța, știi, cât de agresiv a fost gândurile astea și, practic, noi vedem confirmarea și în istorie la ideile respective. Până la urmă, noi cumva oscilăm în extreme și asta e pericolul mereu. Dar asta și partea care ne face pe noi oameni. Clar, păi, în paradigma să trebuie și cumva să facem concluzii, știi? Dacă vrem ceva să soluționăm, dar eu cred că eu cumva sunt mai pesimist față de natură umană și nu cred că noi să soluționăm toate problemele, dar trebuie să încercăm. Dar asta și eu cred că din contră, uite, eu nu cred că asta e o privire pesimistă, din contră cred că asta e o privire între realist și optimist. Știi de ce? Pentru că tu deja accepti ideea că... Între realist și pesimist? Între realist și optimist. Pentru că tu deja accepti ideea faptului că oamenii nu pot să schimbe neapărat, înțelegi? Dar asta nu înseamnă că oamenii nu pot să evolueze. Nu, oamenii nu pot să accepte mai multe idei. Păi stai, nu te acum. Oamenii nu pot să schimbe, înseamnă că oamenii nu pot să ne evolueze. Ele nu, eu contrazice. Tu nu m-ai înțeles. Eu spun că dacă... Eu spuneam, e că uite, ne strică acum gândul că m-am curcat singur în ideea mea. Știi și tu ne strică gândul de vreo 3 ori când se străge, așa că e rândul meu. Nu, dar eu cel puțin, eu mă uitam și eu tășem. Sigur, asta tare mult ajut. Foarte mult ajut. Ok. E că... Ai vrut să spui că... Ce vreau să spui? Păi că m-ai dezbătut. Nu? Mi-e pare că mă pornesc spre o idee foarte puternică. Undeva spre general, care ar trebui fi postat pe Facebook. Dacă eu aș fi omul care postează pe Facebook. Înseamnă că atunci când tu duci argumentul pe la jumătate, prost să trebuie să spui că m-ai dezbătut și asta e în fel de... Nu. Eu practic am ajuns la el. Eu pur și simplu trebuie să mă gândesc asupra lui. Și că dacă ai ceva de adăugat, poftim eu să mă gândesc la el. Aș vrea, poate, ok, cred că am spus și am vrut dispus despre Platon, deși aș mă adăuga, hai să alegoria asta pierdă. Noi tot încercăm să vorbim despre relevanța lui Republicii, lui Platon, în timpul actual. Are relevanță, pentru că are relevanță în sens de critică democrației, mai ales anume, aș spune, alegoria peșterii, faptul că noi luăm opiniile ca argumente, de multe ori nu sunt opinii și asta e important să realizăm. Chiar și economist vorbea în articolul acela de fapt că oamenii intră în ecochamberele astea de social media din ambele părți și își formează conceptul realității despre niște chestii care însuși sunt bazate pe nazurile lor emoționale, pe faptul că ei au dat like la atâtea chestii și atunci tot feed-ul lor e făcut bazat pe asta. Și realitatea ta e mai complexă, el nu e numai o perspectivă, știi? De exemplu, faptul că critic neocomuniști de azi nu înseamnă că ei n-au dreptate pe unele chestii și eu încerc să mă challenge myself, știi? Eu încerc să-i ascult și pe dânși și să înțeleg de unde vine cumva ura asta față de capitalism contemporan. Deși eu sunt în mare parte susținătorul lui, pentru că, mă rog, multe chestii în viață ne-au apărut din cauza capitalismului, oportunităților lor. În același timp, eu înțeleg și critica, încerc să o înțeleg. Deși nu de acord cu extremismul ei. Știi? În mare parte, oamenii pur și simplu nu au fizic timp. Și eu mă gândesc la experiența mea când eu eram ocupat cu studiile, cu lucru și în același timp eu vreau să mă informez. Și eu nu reușeam, eu trebuie să cumva să prioritizez, înțelegi? Sau să învăț mai puțin. Pentru că tu nu ai timpul să dedici atâta efort. Ia că aici iarăși Platon apare, el spune că da, nu tăța să aibă timpul, ori intelectul, ori în genere dorința de a face asta și de aceea în genere rolul educației în viziunea lui e cum fel de să ne scoată din peștere. Știi, și clar că noi mulți nu ne autoeducăm, mulți, da, ne trebuie să vină ceva să ne educi. Asta e ideea lui, cumva elitistă, e adevărat, eu admit că e elitistă și ea cumva ignoră iarăși vanitatea însuși regilor filosofică, ei tot pot scapte dorință de putere și de vanitate. Problema că acum în 2020 regii filozofi dispar, dar apare inteligența artificială care ți poate să sugereze informația de care tu ar trebui să beneficiezi din punct de vedere algoritmului. Faptul că apar atâția populiști și cumva lideri cu tendințe tiranice, Platon a vorbit în Republică, a vorbit de pericolul democrațiilor în faptul că ea dă cel mai mult oportunitate anumit tiranilor să ajungă la putere. Corect. Pentru că oamenii care exploatează sistemul, oamenii care reușesc să exploateze sistemul în favoarea lor, ajung la putere în sistemele democratice. Da, dacă aș spune că, dar el,
și mai mult ca democrație, că știi că anume oligarhie, apropo, că toți cred că el numai democrație, că știi că el e oligarhie și mai mult. Critica din pricine clare. Dar e ca elevul lui care l-a urmat Aristotel, el de fapt cumva l-a contrazis pe nusul în anumite chestii și el credea că cel mai perfect stat ar fi o combinație bizară între oligarhie și democrație. Adică nu știu cum exact el, eu n-am citit încă cartea și a lungă a lui Politica, poate să succes cândva, dar el e ca așa vedea, un fel de conflict constant între oligarhie și democrație, știi, cumva o simbioză. Nici democrație, dar nici oligarhie. Iar asta e doar teorie, el nu a implementat-o asta într-un fel mai direct. Dar și altă chestie, că în democrația ateniană era, ei considerau ostracismul, știi, o chestie utilă. Ostracismul fiind? Ostracismul în sens că, ok, că apare un om care aberează, un distă care are ambiții mari și care vrea, prin intermediul pârghiilor democrației ateniene, să ajungă la putere. Și oamenii, pur și simplu, îl ostracizează. Îi spun, băi, tu ești debil, uite ce spui, tu aberezi. Și dacă suficienți oameni votau împotriva lui, nu se minte câte exact voturi trebuia să fie, dar clar că trebuia să fie, în primul rând, prezent 6.000 de oameni și nu știu câte voturi dintre însele trebuia să fie pozitive, că s-o... era votul că să-l alunge din Atena. Și pe mulți îi alungau, direct îi alungau, chiar îi scoteau cetățenii ateniană și îi alungau. Deci era ostracismul, era folosit, nu știu dacă cuvântul românesc. Nu, există cuvântul în română ostracizare. Ostracizare, ok, ostracizare, da, ok. Da, erau ostracizați. Da, ostracizați. Erau ostracizați din societate, direct, nu pur și simplu, știi, cenzurați prin social media și așa, dar erau alungați. Erau, da, o idee controversă, pentru că mulți oameni, poate ca Socrate, vreau să spun întrebări incomode oamenilor, știi, și mulți credeau că, băi, ăsta e un bădăran, de să-l ostracizăm, știi. Deci eu nu-s de acord cu multe chestii despre cenzură în Republică, știi, ele duc inevitabil la chestii mai rele, cred. Eu sunt pentru libertate de exprimare. Deși e că pot să nu fii de acord, nu știu, în unele aspecte. Adică până unde se oprește libertatea de exprimare? În contextul, mai ales contemporan, cu toate fake-urile și așa mai departe. Tu crezi că trebuie cumva să cenzurăm ceva? Ori trebuie să le dăm șansa oamenilor să facă propriul discernământ și să avem așa de mare încredere în democrație, în sens că spunem că, băi, până la urmă, ideile stupide vor fi expuse, faptul că ele nu sunt cenzurate, vor fi expuse și oamenii pur și simplu, nu știu, le vor elimina natural oricumva. Păi, să existe o cenzură. Asta cred că e problema în care, dilema în care mă aflu eu acum, pentru că eu undeva mă împart între ideea de a da frâu liber la idei să circule și să creeze contrabalanța asta în care ideile absurde sunt contrabalansate de ideile care dispută tâmpenile pe care unii oameni le spun. Dar în același timp, adică noi putem cumva să ne punem de acord că sunt anumite lucruri care ar trebui să fie persecutate sau cel puțin neacceptate. Adică eu iar dau un exemplu care mereu e folosit când vine vorba de freedom of speech. Da. Libertatea de exprimare. Libertatea de exprimare. Adică tu, libertatea ta, tu ai drept să spui orice, dar nu ai voie să intri într-un teatru plin de oameni și spui că are loc incendiu, înțelegi? Adică trebuie să fie... Da, dar asta deja... Tu înțelegi care e ideea? Că trebuie să fie o anumită balanță. Da, dar asta deja prin lege e interzis. Deci asta e un caz excepțional când coincidezi la violență. Asta deja e interzis. Deci eu nu cred că... Da, dar tu înțelegi că uneori asta poate fi foarte... adică poate fi foarte interpretabil. Mai ales când noi vorbim de social media, mai ales când ideile în sine, ele nu au un efect fizic imediat. Ele nu au un efect în spațiu fizic imediat. Ele pot avea un efect peste o anumită perioadă. Okay, și aici apare ca trolii, aici apar toate canalele astea dubioase care promovează conținuturi, care învrăjbează lumea și mai mult și îi pune în baricare, înțelegi? De asta și greu de spus. Eu personal pentru mine nu cred că am idei clare. Noi cred că ar trebui să mergem consecutiv, pas cu pas, până în momentul în care noi ajungem la un anumit consens. Pentru că cred că ar trebui să înceapă cu eliminarea unor lucruri care sunt considerate a fi fiind general acceptate ca fiind răuri absolute, știi? Când noi vorbim despre violența în cazul copiilor, de exemplu, știi? Asta e problema. Răuri absolute de obicei sunt eliminate de camuie și văd în social media și în cenzura asta împinsă, sunt chestii destul de
dependente de interpretare și asta e o problemă. Eu înțeleg intenția, dar eu, de exemplu, cred că trebuie să fie libertate de exprimare aproape în sens absolut, cu excepția chestiilor în care insinuare la violență directă. Asta înseamnă că n-ați trăim într-o lume tare rozy, ați trăim într-o lume incomodă în care, da, mulți oameni se abereză, spun chestii stupide, dar, uite, ideea mea e că noi trebuie să avem încredere destul în oameni ca ei să poată discerni fake-urile astea. Altfel, eu nu văd soluția. Alternativa e noi să ne ducem... Deci rezultatul logic final a cenzură e faptul că o autoritate, un Google, un Facebook, a să decide ce e drept și nu e corect să... să apară în social media. Înțelegi? Tot oamenii îți decide. Asta se duce într-un fel de o formă de comunism. Autoritate decide. Ori o formă, cum spunea în Republica Platonă, asta tot e o formă, un fel de o autoritate decide și se cenzurează în muzică, ori în artă, cum spunea Platonă. Știi? Asta e... Eu nu-s de acord cu asta, pentru că eu accept haosul din realitate, faptul că noi pastiana să avem ca fake-uri. Fake-urile pastiana existau. Noi trebuie să luptăm pentru dânsele prin expunerea lor. Pentru că dacă noi nu le expunem, atunci nu știm ce ele reprezintă. Înțelegi? Eu și personal... Și se creează încă mai mult... De fapt, mulți oameni din extrema de dreapta, după ce au fost cenzurați, au căpătat mai multă putere. Înțelegi? Prin faptul că ei au devenit un fel de rezistanță, știi? Un fel de contrarieni. Nu, asta cu martirizarea asta e o chestie. Mai există și problema că în momentul în care tu elimini pe platformă, îți duc pe altă platformă unde sunt oamenii care trăiesc în același eco. Chestia care, uite, eu personal pentru mine cum identific informația pe care mie îmi displace versus care, nu că îmi place, dar eu pot să o accept. Eu pornesc la premiza în care dreptul meu de a fi ofensat nu este mai important decât dreptul unui om de a-și exprima cuvântul propriu. Da. Adică dacă cineva îmi spune, exact, de exemplu, că eu arăt într-un fel sau altul, faptul că eu mă ofensez, asta nu trebuie neapărat să duc la careva repercusiuni și să mă duc și să spun că uite, da, cum mine mă discriminează și uite cum mine îmi spune una, așa, două, așa, trei, înțelegi? Da, tu în adică, principiu l-ai parafrazat. Eu personal aș porni din punctul ăsta, dar iar e greu de delimitat, pentru că situațiile și lucrurile care noi le vorbim acum, ele sunt mult mai flexibile, adică noi ca oameni oricum vrei, nu vrei ca specia mai exemplu în care... nu, uite, dă-ți termen, noi ca specia mai evoluată în sensul în care noi lucrurile care le scoatem pe internet și despre care noi discutăm sunt mult mai versatile decât lucrurile despre care noi discutam pe timpul când noi eram agrarieni și noi aveam problemele legate doar de un strict, de un areal limitat, înțelegi? Că noi vrei, nu vrei, chiar și oamenii care mai puțin citesc, chiar și oamenii care mai puțin se informează, viața lor e mult mai complexă decât a fost câteva sute de ani în urmă. Sturce? Da, sigur. Sunt de acord, apropo, eu cam spre asta vreau să duc discuția. Faptul că noi acum realmente am de cioran, el permanent vorbește așa, realmente, în interviuri. Dacă realmente. Realmente. Eu realmente. Așa, și nu pierdem seriozitatea momentului. Realmente, cred că e o problemă tare specifică generației noastre, da, cu chestia, cu era asta digitală. Pentru că, da, într-adevăr, I guess the scale, știi, went up, știi, scara la care riscurile astea se amplifică. E mai mare, da, pentru că există mai multe circumstanțe. Există mai multe circumstanțe pe care noi nu știm consecința lor de lungă durată, știi? Dar, blin, și există, da, mult, iarăși, am vrut chiar și spre asta să duc prin pericolul tehnocrațiilor digitale, știi? China, de exemplu, blin, TikTok e chinez. El influențează vrei, nu vrei, tineretul de azi. Eu nu mă duc în conspirație, dar come on, it's a big asta thing. E conspirație, deci, pentru că mare parte contentul, nu, dar contentul care e popular pe TikTok nu e content care cumva se insinuează faptul că autoritarismul e bun. Un exemplu. El altfel nu ar fi prind, înțelegi? Lăsăm TikTok într-o parte, un exemplu. Tu n-ai observat că în ultimii ani, în genere Hollywood-ul și... În special Partidul Democrat e tare linie în față de chineși, politic vorbind. În sens că, măcar când cine vorbește despre uiguri? Eu vorbit puțin câteva săptămâni și poate economist mai vorbește, jurnaliști mai serioși. Ei foarte mult vorbesc și anume asta desuri critic faptul că... Dar este cine vorbește despre asta? Statele nu... Asta e o chestie gravă. Da.
Cam au zis și de ce spun de Hollywood, de exemplu, numai Hollywood așa atleții, pare să auzim. Dar a fost problema cu NBA-ul, pentru că NBA... când tare apăra China, dar eu pare că CEO-ul unei echipe din NBA a spus un comentariu referitor la Hong Kong. Aha. Și ăștia le-au limitat dreptul pentru că piața chineză e imensă. Evident că oricine vrea să acceseze piața chineză. Iar și exemplu, Mesut Ozil din Arsenal, la echipă care o urmăresc, a fost în principiu, este o teorie că a fost eliminat din echipă pentru că el pentru deschis să vorbi despre Uigur și China. Da. A, China. Nu, bine, e greu de spus că el l-a ținut și pe Erdogan, adică... Da, e om tare conflictual, se contrazice în acord. Nu clapăr pe dânsul, dar în fine. Vezi, e că uite, de asta apropo e chestia interesantă, pentru că teoretic, dacă el ar fi pentru chinezi, teoretic el ar trebui să fie și, sau împotriva la ce și își faci China, el ar trebui să fie și pentru, și împotriva lui Erdogan, dar dânsul, vezi, e un pic diferit. Ei, vezi că adică, el crede, nu. Turci. Eu nu vorbesc de dânsul, eu vorbesc de noi personal, înțelegi? Da, adică dar ceva, cumva... iarăși, o parte din turci îl susțin pe Erdogan, așa și chestii. Dar nu, o parte mare din turci îl susțin pe Erdogan, nimeni nu spune. Dar există și o parte care e împotriva lui, dar ei nu au voie să protesteze și nu au voie să-și expună punctul de vedere. Asta e cea mai mare problemă, înțelegi? Că nu... Nimeni nu spune că, bine, sunt cazuri absolute în care, într-adevăr, unii oameni corup atât de mult sistemul încât opoziției nu are absolut niciun acces. Dar în mare majoritatea situațiilor, din cauza că și unul din motive e și faptul că oamenii ăștia au acces la atâta control asupra informației care circulă într-o țară, asupra organelor de justiție și etc., și instituțiilor în care oamenii activează și lucrează, datorită la asta îi creează, înțelegi, ideea asta care e greu de palpat, că fără dânsi nicăieri mai mult în spatele mers, înțelegi, că ei domină, ei dețin, dacă nu ar fi ei, atunci nu, după asta e propădul. Păi asta e exact. Dar problema, asta e... Nu, dar ce spun, problema e atunci dacă tu ai avea, dacă opoziția ar avea acces, poate nu la fel de mult, dar cel puțin ar avea un acces, înțelegi, spre oamenii, spre tot, spre majoritatea populației, atunci ar putea exista o altă dinamică, dar noi nu putem ști, pentru că din exemple care le avem noi cel puțin până în momentul dat, în momentul în care există o autoritate absolută, autoritatea absolută domină. Da, și niciodată în istoria umană, chiar obiectiv vorbind, nu cred că exagerez. Nu existat atâtea pârghii pentru un dictator, atâtea pârghii efective. Da. Înțelegi? Asta e... It's huge. Păi nu, dar tu uite... Să ai atâtea unelte. China cu CCTV cameras, cu social credit score, cu și fac ei... Tu China... să fii un rebel. Nu. Și China asta e o situație foarte separată față de alte state autocrate, pentru că China a fost, datorită la The Great Chinese Firewall, ei reușit să creeze propria lor economie digitală. Dar interesant, nu știu dacă tu ai ascultat, îmi pare că ultimul podcast a CEO-ului al Twitter, Jack Dorsey. Da, când a fost cu doamna aia care e responsabil de departamentul de... Cu cine? Când cu Tim Pool a fost. A fost Joe Rogan, Tim Pool, doamna aia care se ocupă de moderarea contentului și... Da, el a fost mai demult, dar eu am zis că este ultimul care a ieșit el. Da, am ascultat cam majoritatea. Nu, și Tim Pool spune că, uite, că voi cenzurați oameni care în contextul actual politic nu, adică nu s-a acceptat. Dar în același timp, voi platforma voastră aveți oameni care fac politică. Voi aveți pe Trump care, în baza la Twitter-ul lui, marketerile sar într-o parte sau în alta. Voi aveți dictatori care pe Twitter își duc activitatea lor politică și îi spun un lucru și altul. Da. De asta și spun că... Standarde duble. Nu numai de asta. Nu. În sens că asta e o altă discuție destul de largă. Despre care nu ar trebui să vorbim la un moment dat. E legat cumva de problema asta. E legat, de aici spun că adică, asta ar fi o discuție bună în sine, de sine sătător de discutat. Dar ideea e cum spuneai tu, înțelegi, arsenalul pe care l-au oamenii ăștia e mult mai variat decât a fost cândva. Pentru că înainte aveai televizorul, aveai câteva surse de presă și atât tot. Da. Dar acum tu ai reach la fiecare om care are acces la internet. Da. Eu tot caut cumva cum să aplic ideile lui Platon în chestia asta, dar mă gândesc că da, tu spui că, uite, după ideile lui, cumva o aristocrație, o elită să conducă
Dar până la urmă, nu tot așa prin democrație ies, că tot elita conduce. Pur și simplu e o elită care cumva, în primul rând, mulți nu au avut educația și ei ori nu au avut intențiile și alea, în ghilimele corecte, mă rog, vine el Platon. Înțelegi? Oamenii mulți cu dorință de a domina, cu dorință de orgoliu ajung acolo și oricum se creează o elită în democrație. Dar în viziunea lui, ca cu regii filosofi, erau oameni care iarăși aveau o viață mizerabilă, că se gândește. N-aveau proprietate privată, n-aveau bogății, n-aveau familie, n-aveau părinți, cică, da? Erau într-adevăr slujitori, erau sclavii statului. Era o viață destul de multă responsabilitate și puțin confort. Și asta, de fapt, pentru mine, eu personal văd asta ca un risc și mai mare, pentru că ei, în perioada lor de formare, e sclavi, dar în momentul în care ei ajung la putere, asta e momentul lor în care ei conștientizează și în care ei poate să răzbune atât de tare, în care asta anulează efectul inițial. Da. Și uite, care e diferența? Pentru că în diferența într-un sistem în care să alegi deși anumiți oameni să alegi pentru asta, înțelegi? Că nu există un criteriu clar după care să alegi. E foarte greu să determini cu un copil, ok, poate fi mai inteligent după careva metri și statistici clare acolo, nu știu, IQ și tot așa mai departe, dar asta nu e tot și se bazează leadership. Că altfel, teoretic, toți oamenii care sunt cei mai inteligenți n-ar trebui să fie profesori universitari și doctori, dar ar trebui să fie politicieni. Și asta e idee. Eu deși spun că există, atunci când există o democrație adevărată, să aleg oamenii care undeva vin la mijloc, înțelegi? Pentru că ăștia care sunt super experți în domeniul lor, ei a priori nu au interesul de a se băga în politică, pentru că ei vor să focusească... Eu nu chiar de acord cu asta. Nu, cum nu? Pentru că, uite, nu, da să expun... Chestia asta cu la mijloc, adevărul e la mijloc, așa, e o banalitate. Și și dacă e banalitatea asta. Faptul, nu e adevărat. Faptul că există banalități, ele de asta sunt banalități, pentru că ele sunt adevărate. Nu, nu sunt de acord. Dă-mi voie să-mi termin gândul meu. Da, termin. Eu îți spun de altceva, pentru că oamenii care sunt atât de pasionați de un subiect, el nu are timp să axeze pe faptul că el se ducă să devină parlamentar, să devină să ducă în guvern și să înceapă să facă lucrurile care mult depășesc și el e specializat, pentru că asta e pasiunile lui. Nu mai de la pasiunile lui adevărat. Păi exact, despre asta și Platon vorbea. Păi dar eu de asta vorbeam. Da, dar el spunea cu oamenii ăștia cei mai capabili de fapt să conducă, pentru că ei nu vor să conducă. El asta și spune. Păi da, asta și ideea democrație în sine presupune voluntariatul, presupune că tu din interes propriu vrei să duci încolo. Pentru că da, el argumenta, advocat, el argumenta cu oamenii care din voluntariat, din interes propriu, din multe ori anume că din interes propriu să duci eu, nu vreau eu. Corect, și asta și cea mai mare problemă a democrației. De asta și democrația în sine e un paradox, înțelegi? Da, e un paradox. Dar tu nu poți să-i dai o anumită calificare definitivă din punctul ăsta de vedere. Da. Dar cu chestia care tu ai menționat de mijloc, adevărul cumva e la mijloc, asta e, eu cred că e multe ori e aberație. Iar și reîntorcând la denumirea. Apropo, tu nici n-ai pus... Da, eu asta am observat de vreo oră în urmă. N-ai pus zastavca noastră de la tema. Pune-o. Data viitoare. O să punem pe grafică. O să punem și știi, așa stă ieșut tare în evidență. Băiat, Elena, nu are importanță. Nu, pentru că it's a lazy argument. De multe ori, pentru că... Ok, în cazuri de... instabilitate, da, cum e la noi, mă rog, depinde, generalizez la noi, dar da, e o instabilitate. More or less, unii n-ai privi și atunci cu chestia cu adevărul la mijloc, care e sensul din moderația asta? Când chestia e o criză, tu trebuie să alegi o parte, tu trebuie să ai un argument clar, nu poți să fii mereu moderat, știi? Există loc pentru moderație, dar e de multe ori moderația asta, imboldul de a fi moderat, e cumva un imbold tare manipulator din partea unor oameni. Păi eu cred că și aici noi ne diferențiem. Noi aici ne diferențiem în opinie, pentru că eu cred că există anumite momente când e necesitate de extremități, dar mare parte trebuie să fie moderat, înțelegi? Iarăși, asta tot e o gândire tare binară, ori extremitate, ori moderație. Nu! Nu, eu vorbesc extremitate, că tu vorbești de anumite situații de criză. În situații de criză trebuie să iei anumite decizii care ele nu pot fi la mijloc. Ele trebuie să fie extreme, înțelegi? Pentru că nu extreme, pur și simplu certe. În mare parte ele așa se soluționează. Extrem asta înseamnă în care negi total partea cealaltă, de poate să fie ceva cert, dar care e argumentat. Tu neapărat că negi cealaltă parte, tu iei o direcție, pentru că tu nu poți... Dar tu nu e extremă. Păi cum nu e extremă dacă tu apuci o direcție, tu te focusezi pe o direcție. Nu e punct de vedere de este extrem. Nu vorbesc de faptul că tu începi asta să duci la fanatism. Dar noi avem definiții diferite de extrem, eu nu cred că asta e extrem. Eu cred că tu un pic
conștientizez conceptul în sine, la ce mă refer eu diferit. Nu cred că noi în sine de definiții de extrem diferențiem. Eu vorbesc anume de contextul în care eu vorbesc la momentul dat. Da. Înțelegi? Poate trebuie să vorbim mai specific, să nu e cumva confundăm audiența. E greu că noi singuri pe noi ne confundăm. Ok, ne confuzionăm. Asta e asta, să mai văd și am pe notițele mele. Dar dacă vrei ceva, o idee, îmi menționează. Am vrut să menționez, de fapt, că cumva, mai ales în Europa, să se observă acum, noțiunea asta, să știi, schimbătoare de patriotism. E că, de exemplu, la franceză, acum, eu mă uitam la o statistică, mai tine și economist a menționat-o, mai era tot o întrebare care cât de siguri sunt vaccinile, cumva. Asta e cumva presupune un fel de cât de sigur tu ești în capacitatea guvernului de a ne aduce vaccinii safe, știi? Și francezii se află prin top care n-au încredere acum în guvern, știi? Vreo 33%. Vreo 33%. Contra. Numai vreo 33, păi asta e minoritate. Eu cred că e invers. 33 sunt pentru, nu? Nu, 33 sunt contra. 33 sunt contra. Respectiv 70... Da, dar comparativ, asta e cel mai înalt cam nivel din, 67. Din sondajul ăla și e similar cu Elveția, cu o țară din Africa, pare mi se. De exemplu, SUA, numai vreo 11%. Pentru mine nu e paradoxal, pentru că dacă de fapt te uiți la, în general, la chestionarele și la polurile din Franța, e mereu sunt foarte pesimiști la tot ce ține. Dar nu aș spune că mereu, dar destul de recent, aș spune. Mare cam parte, din 2018, bine, noi Gilles Jean, 2018, protest cu jachetele galbene. Cred că cumva trebuie de sumarizat problema asta. Mi-am spus că era da, un tarif... Da, pentru că să ne ducem cel puțin altă oră discuție. Nu, era un tarif propus de guvern francez care va pune taxe destul de înalte la benzină, pare mi se, da? Și asta afecta în principiu pe cetățenii din suburbii care erau în principiu fermieri, oamenii de clase mijlocii, care, mă rog, mișcau economia. Și atunci s-au început toate protestele astea, au ieșit în, noi ținem minte, toate protestele cele, în 2018. Da, eu nu vorbesc de 2018. Dar asta cumva s-a extins, da, dar asta cumva s-a extins într-o mișcare națională. Francezii, în general, în ultimii 15-20 de ani, cel puțin din articole care le știam eu, când vin vorba de încredere în guvern, încrederea lor e foarte joasă, ei sunt printre cei mai pesimiști din Europa. Da, pentru că asta cumva se include și în spiritul lor de revoluție, da, vreme vrei, sunt foarte... Ei nu au încredere de plin în guvern și eu nu cred că asta neapărat e... Nu numai că rău, da, nu spun că rău. Da, uneori e problematic atunci, da, pentru că în momentul în care tu nu ții absolut nimic, dacă vine da. Parte din guvern, atunci sperde contractul social între guvern și populație, dar la urma urmei guvernul și este reprezentanții poporului și asta tot e un risc în sine. Da, nu știu cum. Ce alte teme vreau să vorbesc? Pericul tehnocrațiilor am vorbit. Chestia cu COVID-19 și ideea asta de back to normal. Crezi că există așa ceva? Și asta înseamnă? E un truism? Ori e ceva care e un nonsens? Poate să fie back to normal? Eu cred că back to normal să fie un anumit... revenire la un soi de normalitate, dar e imposibil să scoți în ecuații experiența pe care a avut-o nu o țară, dar întregul glob a avut parcursul unui an și probabil o să mai dureze cel puțin un an până ajunge vaccinul în toate colțurile lumii. Respectiv, asta să fie o experiență care pe noi care să definească generația noastră, pentru că noi, de fapt, dacă te gândești ca generație, bine, eu fizic m-am născut în 91, dar eu nu am prins partea asta, știi, de căderea Uniunii Sovietice. Adică eu nu am avut șocuri mari politice, economice sau geopolitice în general care mine cumva m-au afectat. Adică pentru generația noastră, în mare parte, ăsta o să fie un moment major, un moment de referință pe care noi o să-l... Prin prisma care noi o să trăim. La fel cum bunicii noștri au trecut prin al doilea război mondial, cum părinții noștri au trecut prin independență și anii 90.
Noi, asta o să fie, nu, cum, nu pot să nege, asta o să fie, asta e momentul de referință la momentul dat. Eu sper să nu, eu n-aș vrea să-l pun pe același cântar ca Doilea Război Mondial. Nu, eu nu pun, eu vorbesc din perspectiva noastră, a generației noastre. Asta cumva arată cât de soft noi suntem ca generație, eu cred că. Dar eu nu cred că soft, eu sper că asta din contră să arăte progresul umanității, că noi am ajuns la un moment în care noi putem să scadem din intensitatea experiențelor cele mai importante prin care noi, ca generație, ar trebui să trecem. Iar eu sper să nu fie cazuri și experiențe mai grave decât cei prin care trecem noi acum. Da, în același timp, eu cred că noi cumva... Nu știu dacă e un specific generația noastră, dar cred că cumva mai mult sau mai puțin specific oricare generație, dar în special a noastră, pentru că noi avem abundența asta de informații, de content și de toate... Noi devenim o generație anistorică, știi? Noi pierdem lanțul de istorie. Noi mulți nu studiem istoria chiar și recentă. De atât nouă ne pare că chestiile care se întâmplă azi, of, Doamne, și de apocaliptice, știi? Și faptul că iarăși clickbait-ul și mai departe și echo chambers din social media ne creează într-adevăr percepția pentru că bă, și de dramatică chestia, uite cât e și cât informație, știi? Iarăși, înainte triburile noastre, lumea noastră socială era mult mai mic, psihologic chiar vorbind și pragmatic vorbind. Și da. Asta creează într-adevăr o generație anistorică, știi? Noi pierdem lanțul istoriei și asta eu cred că e o problemă. Asta este o problemă. Cum o rezolvăm? Discutăm prin educație în următorul episod sau data viitoare. Da, deși eu cred că se poate continua în coleg. Ori de am gata, ai pierdut gustul. Discuția. Nu, n-am pierdut gustul, dar cred că e timpul de wrap it up și continuăm data viitoare. Da, să, eu așa și n-am vorbit mai, am anunțit despre articolul și ala din Economist. Că îi spuneau despre identity politics. Boosted by social media and partisan television and radio has re-engaged voters. Participation is the only component of the democracy index to have improved. Mai scurt, participare. Noi devenim, după numeri, parcă mai activi în politică. Chiar și după voturi care le dăm. Pare mi se Biden câștiga anumit numărul record de votanți, mă rog. Și Trump a luat cele mai multe voturi pentru o persoană care da, i-a luat exact. Mai multe voturi acum decât a luat în 2016. Păi asta. Dar în același timp, că argumentează Economist că in solving one of democracy's problems, faptul că eram... Da, noi creăm altele. Asta e... Am creat alta. Faptul că noi... That is because a politics that reinforces immutable identities leads away from the tolerance and forbearance a democracy needs to solve social conflicts. Adică noi devenim foarte identitari, dar noi ne identificăm. Deci noi identitățile noastre, părțile din identitățile noastre, cumva se asociază cu politicul nostru. Și faptul că el, cum aș o spus, e ca un economist, e immutable, nu le putem schimba, creează un conflict cumva fără open-ended, care nu se finisează dacă noi nu rezolvăm însuși. El e necesar, văpșe, eu nu cred că el e necesar, dacă apparently tot presa face așa și opțiune din mainstream, face percepția că el e necesar. Că e necesar noi să spunem că nu tu ești un om alb, nu tu ești un om negru, nu tu nu ești o femeie, nu tu ești un bărbat. E foarte important să menționez asta. Fără asta, tu parcă negi ceva esențial în identitatea ta ca votant, ca cetățean. Și, într-adevăr, există un caz, să spui asta, nu în cazuri, dar e aplicabil asta în toate cazurile. Noi mereu trebuie să scărăm cu noi identitatea asta de sex, de culoare piele, de așa mai departe. Unii ne oprim. Asta e un subiect destul de complex. Nu, hai să vorbim mai despre asta. Nu, eu înțeleg. Eu ce spun, că asta e un subiect complex în care trebuie un pic să iei ambele mai părți. Mai doar nu-și forghești. În care trebuie să iei ambele părți, dacă vrei să-l discuți destul de amplu și destul de bine informat, pentru că acum sau tu îți pui părerea ta proprie sau tu te limitezi la careva schimb de idei simple, înțelegi? Părere proprie? Podcastul este un principiu să părere proprie. Nu, eu nu spun că nu e părere proprie, el trebuie să fie, adică tu părere, chiar și părerea proprie poți să o argumentezi aducând diferite argumente și contraargumente. Okay. Dar acum eu cred că sunt starea în care eu aș fi mult mai basic din punctul de vedere. Eu cred că este problema mare.
Absolut, și nu, eu cu siguranță cred că asta e un lucru care trebuie discutat. Mă bucur că economistul a menționat asta, că e o problemă tare mare. Pentru că asta se conectează cu biologia noastră, noi suntem tribali și social media cumva amplifică numai chestia asta și ne încurajează să fim și mai tribali. Mai ales atunci când nu e necesar să fii tribal, știi? Uneori e necesar pentru rezolvarea unor probleme, trebuie să te unești cu tribul să le rezolvi. Dar când însuși social media, iar tu spuneai de social dilemma, însuși felul cum ele sunt construite așa, că noi să ne tribalizăm și permanent să fim în alertă asta, în starea asta de alert, știi? Că trebuie mereu ceva să rezolvăm, trebuie să postăm așa, și părerea despre asta, și părerea despre asta, despre tot trebuie să ai o părere astăzi, știi? Da, asta e un timp în care noi trăim. It's fucked up. Multe chestii sunt fucked up, dar știi și nu-i fucked up. Faptul că tu ai capacitatea să vorbești despre dânsele, să pui iasă în eter și nimeni n-a să stai asta. Până și. Noi, pe exemplu, nu? Noi suntem English speaking și cumva cenzura uleacă ne treci pe alături și în același timp noi nu am vorbit tare chestii controversate, chiar dacă... Nu, eu cred că noi am vorbit lucrurile care sunt importante. Eu aș vrea să vorbim chestii controversate, pe exemplu, clar că civil să vorbim, eu nu sunt... Da. Esența care? Să existe dialogul. Asta de exemplu, e lucru pentru care... De aceea eu sunt total pentru libertate de exprimare. Chiar dacă ea presupune ofensă și aberații și opinii proaste. Opiniile proaste trebuie vociferate. Altfel, noi n-as aflăm de existența lor și noi n-as putem să le disecăm, să le negăm prin argumente, dar nu prin cenzură. Să nu spunem cumva, băi, noi nu vrem să ascultăm pentru că tu ești prost. Dar în loc trebuie să spunem, băi, ok, n-ai să spui direct că e prost, dar spui, eu cred că tu ești prost, dar să te ascult. Cum Socrate face așa, dialectic. Să-l întrebi, hai, unde duci argumentul tău? Și singur să-l duci în momentul când înțelegi că el e prost. Da. E mult mai ușor să cenzurezi și să nu accepti potențialul consecinței cumva negative pentru tine, în sens că poate ceva ți-ți pare conspiratoriu, poate conține o doză de adevăr care îți pune sub semnul întrebării unele concepte despre realitate, da? Poate să-ți fac ții incomod, că să-ți distrugă unele credințele tale. De acord. De acord, da? Ok. De acord. Cred că... fost destul de... Asta e așa, nu, destul de progresiv din punctul timingului. Am dublat timpul pe care l-am vorbit de data asta versus primul episod. Ce, două ori? Da. Așa că următorul episod, ne orientăm spre 3 sau mai cinci multe? Cinci ore. Da. Cred că lumea neapărat așteaptă 5 ore, la fel ca și eu. Dar până atunci... Iar și eu, cum ți-am spus din start... există o parte din pericol când faci contentul, când prea mult te accesi și vrea lumea, e că tu devii prizonierul audienței. Dar tu trebuie oleacă să fii oleacă mai naglă, să faci așa și să-ți plași. Asta tot e corect și eu stare eu de acord. Eu nu mă duc dar în extremă, dar înțeleg. Nu, stai. Plași ca să existe deloc, trebuie să fii și a două opinii. Eu sunt total de acord, dar există și momentul când singur simți că e timp să nu, să de acord. Da, eu cred că noi am irosit când temele de azi, dar... Nu, eu cred că noi le-am arat mare parte, în afară de câteva chestii care am fi putut să menționăm mai mult, noi cam am scos în discuții cam tot ce am avut în plan. Nu, până la asta și e seans podcast la discuție. Ok. Timpul de bătut din palme de 3 ori, camerele se registrează și... 3 ori. Pac, pac, pac. That's so gay, eu n-o să fac asta.